webcam-ul ca default. Salutare, sound, salutare, știi? Salutare, salutare, ne auzim? Sper că ne auzim, băieți. Așa. Vă salut pe toți. Imediat vedem dacă ne auzim, băieți. Ne auzim, băieți? Test, uite, Ana Gherburăi? Mă auzim, ne auzim aici, suntem live, băieți. Te auzim acolo, Peri. Bine, bine, salut, băieți, scuze, noi făceam niște setări. Te aud perfect. Se aude mai bine azi? Perfect, da? Se aude, perfect. Da, nu știu ce a fost ieri cu... Deci, mi-au luat sunetul de la webcam. Nu știu ce se întâmplă, dar te auzi fenomenal de bine, domnule Peri. Mă bucur, am și o voce frumoasă. Salut toată lumea, frumoasă. Salut Neveu. Vă salutăm, băieți, pe toți. Sunteți și recomandate acolo, v-aș ruga să apăsați pe butonul așa de like, să-l bubuiți și să vă pregătiți că sunt două echipe foarte, foarte tari pe care le vom susține astăzi. Ia să punem și eu un story pe Insta aici frumos. Stai să punem ce un echipe? Story aici, să vadă băieții. Ce echipe susținem azi? Băieți, dați un story pe organization, nu? Da. Stai așa să pun un story. Băieți, dați un swipe up. Avem o echipă românească șmecheră, rău de tort, doi foști jucători Nexus, 15.000 de euro, loc 1, 500 de milioane, swipe up, nebunie, rău de tort, hai să ținem cu ei, forță, rău de tort. Deci dați acolo, băieți, direct, mare like, ești nebun, să sărim în aer. Te pup, Radu, te pup. Băieți, o să avem niște meciuri grele, să zic așa. Ce părere ai, Peri, de echipele românești, de echipa românească care a mai rămas, pentru că mai sunt decât două echipe românești, Looking for Organization și în afară de echipa asta, mai avem Nexus, care sunt deja invitați. Ce părere ai, domnule? Poate mă ajuți cu niște informații despre No Limit Gaming, nu știu nimic. Știu doar că No Limit sunt poate organizație de poker sau ce or fi, nu știu. Cine joacă la ei? Tot portughezi? La... Sunt germani. Da, nu știu absolut imediat. Giants sunt favoriți numărul 1 portughez să aibă meci greu. Practic sunt favoriți grav acolo cu Lufurg. Unde? Giants... Se... Da. Da. Giants deci în locul 1, am înțeles. Da, Giants o să fie greu rău de tot. Deci o să fie... Deci nu am cuvinte. Sunt favoriți la câștigarea de entire competition. Da. Și aici lupta pentru băieții de la Looking for Organization se dă cu No Limit Gaming, cu alți germani, cred. Poate găsim pe HLTV să vedem care e treaba cu ei. Acum îi caut și eu pe No Limit Gaming. Să vedem dacă îi găsim aici. No Limit. Da, i-am găsit. Nu-i găsesc decât niște brazilieni nou. Nu decât pe Giants. Giants care sunt Giants. Și sunt jucători cu experiență. Fox, 33 de ani. Incredibil. Nu lucru, hai să vedem. Nu lucru. I-am găsit cu NLG. Deci, Lăfărg sunt așa. Zeuț, foi jucător Nexus. Raga, foi jucător Nexus. Edin Feneca și Chunky, care Chunky, băieți, este jucător de rank S, dacă nu mă înșel. Dacă nu mă înșel, Chunky a ajuns în rank S de unul singur. Dacă nu mă înșel. Deci avem o echipă, dacă să o luăm pe statisticile pe care le prezintă FaceIt, au 3500 elo, bănuiesc aproape toată echipa și avem niște jucători fenomenali acolo, băiți. Adică nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic de LF, orică sunt zei pe tras. Deci sunt singura speranța noastră românească. Da, o să vezi Raga pe Polar. O să avem un Polar, deci Raga egal JDC, ești nebun, stai, nu JDC. Cum îl cheamă pe jucătorul de ieri? Ne-a plăcut nouă rău de tot de el. Ceva cu JDO sau ceva. Buj de la Exploit. Da, Buj era AVP-ul, dar mai era ăla de la Nets. Da, JDC. Și Raga popular numai pe cap trage. A zis că numai pe cap trage Raga, nu trage altfel. Chunky la fel, eu moare, ești bun, One Eye God. Au și teamplay. Da, Feneca e din jucători vechi, care sunt tot timpul pe
pe timple, ăștia sunt pe freșuri, pe tot. Mamă, de-abia aștept să văd. Au avut și timp să se antreneze, au avut un scop așa, da, să joace GSD în ultima vreme. Deci eu am fi o răgât, deci n-am ce să zic aici, Peri, decât că așteptăm. Așteptăm aici să joace băieții, deci le țin pumnii din tot sufletul. Îi omoară, bă, Cianchi, îi omoară, ești nebun, îi omoară. Îi omoară Cianchi acolo, bă, Cianchi. Bun de tot. Deci așteptăm cu mare drag meciul lor. Deci o să fiu pe hype acolo cu România și nu știi 100%, 100%. Da. Giants pe 114 mondial. Da? Greu. Giants au... meciuri au avut ei. Hai să ne uităm, Peri. Scuze-mă, am vorbit de la super entuziasmat, pentru că țin foarte mult okay cu băieții de la LF. Au luat bătaie de la Navi Junior, Giants. Au luat bătaie de la Navi Capaccio, Junior. Capaccio, prietenul meu de la Navi Junior. 2-1. Au luat bătaie de la LDLC. Au meciuri bune, gen. Au luat bătaie de la Crazy, 2-1. Deci joacă, joacă și ei ceva. Da. Au încercat la home, la calificării pentru Home Story Cup. Au ieșit locurile 5-8. Au fost foarte aproape să ia loc. Da. Au luat bătaie de la Movistar Riders. Mamă, ești pe Movistar. 2-0. Movistar Riders, care sunt, din ce țară sunt băieții ăștia? Sunt doi, sunt spanioli, cu Stil, Alex. Stil. Sunt patru spanioli. Unde te uiți acum? Te uiți pe ultimele meciuri, pe care le-au jucat ei, nu? Da, da. Ok. Da. Movistar Riders vă găs pe 32. A fost un meci în prelungiri, deci joacă bine Giants. Cu Existence i-au bătut pe Existence și pe la ei pe acolo Blast Rising văd că au luat bătaie și de la Ago, de la Havu au luat bătaie. Havu i-a bătut ieri și pe Nexus 2-0. Havu i-a bătut pe Nexus ieri? Da, cu Xarte, știu pe băieții de la Havu, jucam înainte cu ei pe Xarte. A, nu mai joacă Xarte. Zore, Slowly, Doto, Hoodie și Său, nu știu, de pe Zore. Pe Zore, ba da, pe Zore și după Faceit, pe Zore, jucam cu Taken versus el. Deci avem aici... băieții din Finlanda. Da, da, Finlanda, mare Helsinki, acolo. Tradiție de... acolo. Da, o mare da, tradiție da, da, în da. Finlanda. Țin minte pe 1-6. Web-ul se vede așa, scuză-mă că te întrerup. Web-ul se vede așa deoarece suntem într-un call VMIX, deci nu este web-ul conectat direct la OBS, așa că dacă vreți să se vadă web-ul bine, rupeți butonul de like și pregătiți-vă că în 17 minuțele o să avem mare meci. Știu, n-am ce să fac, băieți, n-am ce să fac. N-am ce să fac decât să dați acolo un subscribe, să vă abonați, să intrați în giveaway. Betano România, dacă se poate, să le lăsați un link pentru băieți acolo cu giveaway, se poate câștiga cele 4 cuțite Gat Knife lor, o baionetă Autotronic. De fapt, 2 cuțite, pentru că 2 cuțite se dau giveaway pentru canalul Neveu, pentru băiatul Neveu, dacă știe cineva. Și avem așa, deci 2 Gat Knife lor, o baionetă Autotronic și 25 de tricouri. Da, să facem acolo 1000 de like-uri, băieți, să rupem butonașul de like acolo, să nebunie răudător, să ne abonăm, să facem nebunie, că nebunie facem astăzi cu românii noștri. România, vreau să văd România pe hartă. Vreau să văd România cum pur și simplu câștigă meciul, cum îi văd calificat cu România. Vreau Nexus și LFORG. Vreau headshot. Vreau să văd acolo, Werti, nu mai pot. Werti, Doamne, am nebunit. Peri, iartă-mă. M-am nebunit aici. Am nebunit, nu mai sunt. Vreau să văd meciul odată. Începe într-un sfert de oră. Sunt curios cum o să arate veto-ul. Mi-am amintit ieri de faza Fanii pe care ai făcut-o când a scârțit scaunul. Deci a fost... Da. Se mai întâmplă. Da. Băieți, înscrieți-vă la giveaway acolo, frumos. Aveți 38 zile până să termină giveaway-ul. Și avem mulți câștigători. Mulți câștigători, băieți, mulți câștigători. Puteți să aveți puncte pe fiecare, dar dați subscribe acolo, dați follow pe Insta la Betano. Nebunie rău de tot. Betano România. Dar ce wow. Zici, ce hărți sunt preferate de băieții de la de la LFORG? Da. Păi cred că Miraj, bănuiesc că Raga, fiind polar, poate să ia foarte mult control pe Miraj, poate să joace zona mid, poate să joace A, poate să facă rotație. La fel, cred că Miraj ar fi una dintre favoritele lor, Train, iar cred că s-ar descurca destul de bine ținând cont de team play-ul pe care l-au. Și Dust2, cred că Dust2, dacă o dați acolo,
ies băieții pătras, îi sparge Chunky pătras și zic că dați 2, Miraj și Train. Părerea mea, nu știu ce hărți a pregătit, dar eu așa-i văd. Eu așa-i văd. O să baneze probabil overpass Vertigo din prima. Da, probabil nu vor juca. Cred că și Inferno-i bună pentru ei. Da, Inferno e o hartă bună. Dacă e controlul la banană, pe Inferno ai exact despre ce vorbeam noi ieri. Când e controlul la lung. Controlul la banană se ia destul de greu, dar dacă ai controlul ca la 1-6. Dacă ai controlul la banană, deja ai, cum să zic așa, 40% șanse în plus ca să câștigi runda. Adică controlul la banană, mid-ul și cam aia e. Poți să ataci unde vrei tu, poți să ataci B, poți să ataci A. De obicei, jucătorii pro ca CT se dă molly avansat banană, se dă molly aproape, molly departe, se cară flash-uri. E foarte greu de luat banana, exact ca și lungul. Depinde de spawn-ul pe care l-ai, depinde de molly, depinde de smoke, multe lucruri. Da. Veto o să arate interesant, nu știu dacă o să-l vedem. De obicei n-am văzut partea de Veto. Care crezi că e star player aici la LeForg? LeForg, să mă uit, nu vreau să jignesc pe nimeni de acolo, să nu-i dau creditele pe care le merită. 2 secunde o să mă uit imediat. Star player, să zic că Raga sau Chunky, pentru că Raga poate să fie star player având polar, poate să elimine foarte mulți jucători, să termine și cu foarte multe kill-uri și cu foarte multe runde, sau Chunky. Depinde. Eu așa îi văd, pentru că știu că Chunky s-a jucat foarte mult în ultima perioadă și este full focusat. Adică băiatul și-a dedicat ultimele luni ale vieții lui să se antreneze și să se joace counter. Eu l-am văzut foarte pregătit și psihic și tot. Și nu știu, apreciez foarte mult jucătorii care își dau interesul. Știi, ai văzut cât de serioși au fost băieții ieri? Băieții de la Unicorns of Love, că au tratat toate meciurile, le-au tratat serios, indiferent că era scorul 15-3. Ei într-o situație de 1 versus X sau 3 versus 1, ei pur și simplu nu făceau pic și nu se arătau. Pur și simplu oamenii nu joacă la mișto. Disciplina, aia cu e 15-1 scorul, nu ne băgăm peste. E 15-1 bomba plantată, nu ne băgăm peste, vrem să câștigăm. Deci, na. Obiceiuri bune. Dacă tratezi așa fiecare fază, îți faci obiceiuri bune. Undeva. Exact. Te vii disciplinat. Se adună toate armele pe care nu le pierzi. Economia e foarte importantă. Da, este foarte importantă. Așteptăm și întrebări de la voi, băieți. Sunt sigur că o să avem și un interviu cu băieții de data asta de la LFORG, că au venit și data trecută la calificări. Vom avea un interviu cu băieții de LFORG, așa că... Cum arată grupa lui Nexus? Eu nu știu, nu văd un link. Mi-ar plăcea să văd și de grupa. Grupa Nexus, păi ar fi așa, ca să nu... Deci ar fi Nexus, No Limit Gaming... Sau No Limit este astăzi? E aici, No Limit Gaming, e aici. Nu, este Nexus, Esport Rain Necker și bănuiesc că FTV Esport, dacă nu mă înșel. Și o grupă un pic mai ușoară pentru Nexus. Da. Oare pentru că scap de serie sau... Și for the win. Da. Nu știu ce să zic, dar Nexus probabil vor trece cu brio de meciurile pe care o să le aibă. Da, au primit cap de serie. Au primit invitație și Game Agents și Nexus și poate de-aia... Da, avem aici cu gaming. Mă uitam la grupe. Game Agents au pierdut... au făcut 0 puncte, au avut 0 victorii și 2 înfrângeri. Rondaverajul fiind 30 de runde câștigate, 38 de runde pierdute. Și diferența între Game Agents și Cool Gaming ar fi că Cool Gaming au tot 2 luzuri, dar 12 runde câștigate și 32 de runde pierdute. Adică au luat 6 runde pe meci sau 5 runde cu o rundă, depinde. Știi ce zic? Da, cam slăbuț. Da, și acum vom vedea, dar eu cred că o să facă un meci mare cu Giants, LFORG, și pe No Limit o să-i bată. Asta este pronosticul pe care îl dau eu. Un win, un lose. O să fie 1-1. Poate să fie o surpriză, poate să facă și o surpriză cu Giants. E deschis acolo. Băieții au skill-ul necesar și pregătirea. Depinde foarte mult, cred că, de hartă cu ambele echipe. Ce... Da, știu că Zeus cu Chunky și cu Raga se joacă de foarte mult timp împreună. Înainte să joace, pentru că Zeus a jucat la Nexus,
și Raga a jucat la Nexus și cred că și s-au jucat la Nexus Academy, nu? Nu, la Nexus Nexus. La Nexus Academy, da. Au urcat din Academie. Da, și Raga a stat la Nexus o perioadă, din ce știu. După și-a făcut echipă în altă parte cu alți băieți și Zeus la fel. Da. Nu mai știu cine era la Nexus Academy. Cred că era și Chunky, sincer să fiu, nu? Nu mai știu, sigur. Eu așa știu. Era și Chunky. Am venit la Jaxi, la JLF 2 sau 1, la așa. Nexus și era și Chunky în echipă. Da, la da. Nexus Academy. Păi care era line-up-ul, mai știi? La Exe, Chunky, așa. Zeus, Braga, sau dacă era unul la Nexus, încă unul. Era. 100% așa până acum primii 4 și al 5-lea. Da, da. Și mai era cineva, dar și nu mai știu cine mai era. E important. Adron cred că era. Adron, da. Echipă bună. Adron acum unde e? Adron acum nu mai știu unde joacă. Are la echipă? Actuală. Nu mai știu nici asta dacă are echipa Adron acum. Sunt mulți jucători buni care ar putea să-și facă echipă și să fie periculoși dacă se antrenează. Chunky, Adron, Kunkka, Zeus și Raga ne-au spus. A, Kunkka, scuzați-mă. Și nu, era și Exe, mă. 100%. Da, știu că era și Exe. Știu că a fost și Exe cu ei. Era și Exe 100%. Unul nu e acolo. Cred că Adron nu era. Era Chunky, Exe, Kunkka, Zeus și Raga. Și Raga, da. Genul, da, sau... da. Nu știu dacă era Adron. Kunkka care după aia s-a dus la Game Agents. Game Agents, Agents. Cu ei. Da, băiți, hai să facem, să nimerim 500 de like-uri acolo, să facem 14.000 de abonați. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o, intrați în giveaway, neapărat. Neapărat intrați în giveaway, What? Intrați în giveaway-ul pe care l-am pregătit. Pentru voi, cu multe cuțite. Foarte multe cuțite. Așa. Adron a fost, da, Adron a fost. Schimbarea de la Nexus cu semințe, întreabă cineva acolo. Din perspectiva mea, e cu dus și tors. Vă să spun imediat. Vă rog să-mi iertați pentru calitatea camerei pe care o am. Nu este nu este din cauza mea, ca să zic așa. Și schimbarea pe care au abordat-o cei de la Nexus a fost una, din perspectiva mea, puțin greșită. Depinde de inside-urile pe care le aveau ei acolo în echipă, dar MHN, cred că era jucătorul pe care l-au schimbat. Dar pare o schimbare bună din statistici, dar știu că MHN este un tânăr destul de talentat. Semințe are 23 de ani, dacă nu mă înșel. Și nu, are foarte multe 26 de ani, 23 cred că are. Și are foarte multă experiență și foarte multe meciuri în picioare, foarte multe meciuri oficiale. Da, mi-a fost un singur meci de nevoie. Un singur meci mi-a fost nevoie de curând cu semințe să-mi dau seama impactul lui în joc. Înțelege foarte bine radarul, deci lucrul care m-a impresionat în meciul ăla a fost prezența lui în joc și cât de bine înțelege radarul. Da. Un skill care e foarte, foarte important și nu-l văd la mulți jucători. Știe, adică ți se foarte pare bine că trage și bine? Trage bine, se mișcă extraordinar. Movement-ul. Are skin-uri frumoase. Da, avea corect. Avea tot pachetul frumos. Și îți și te și ajuta cu radarul, îți dă info incredibile cu radarul. Rotațiile, îți povestea care nu se prea întâmplă. Îți zicea, da, vezi că ai unul, s-a văzut pe radar acolo, s-a, foarte rar, cel puțin în, cum am început eu să mă joc, nu prea mi-au ajutor de la coechipier cu radarul. Foarte rar. Da. Asta m-a impresionat la el. E un jucător excelent și din punctul meu de vedere are loc la orice echipă în România. Încep cu el. Să vedem. Cu el, cu Xelo. Ce vor face băieții de la lucruri. Părere Blitz și Regali. Regali joacă la Game Agents, a făcut un meci destul de ok, dar Blitz, din ce am înțeles, joacă în afară.
la echipa unde la echipa la care a jucat și Cosmen. Nu mai știu sigur cum se numește, dar o să vă spun imediat. Este standing, dacă nu mă șel. Am vorbit eu cu Blitz, mi-a arătat niște meciuri. Acum scrie echipa din Israel. Nicio problemă. Juicy se cheamă echipa asta. Nu mai joacă la Epsilon, unde credeam eu că joacă. Juicy. Alături de Adams Mad Hacker. Da. Mă uitam aici la echipe, la Nexus, mă uitam line-up-ul pe care l-a avut Nexus când a fost pe locul 47. Deci când a fost pe locul 47, Nexus a fost în echipă. Lăsați-mă că vă spun imediat. BTN, Jax XL, XX The One. Da. Nu mai știu nimeni nici de The One. Un jucător destul de bun. 1-5 LeForg. Chiar vreau să văd meciurile LeForg, băieți. Credeți-mă din suflet. Poate facem și noi acolo 1000 de like-uri. Ar conta foarte, foarte, foarte mult să dați un like acolo, să faci 1000 de like-uri. Și să nu uitați să vă scrieți la giveaway. De-abia aștept să înceapă meciul. Deci nu mai am răbdare să înceapă meciul. Încă 9 minuțele, băieți, și va începe meciul. Ce să vă spun, băieți? Dați like. Facem 500 de like-uri, intrați în giveaway, fiți pe fază că avem meciuri aici, stați alături de mine. Stați Geana alături de mine aici, forță rodător, că dărâmăm astea. Cosmin CSM, tocmai am spus cine este la LFORG. Ce să zic, băieți, așteptăm cu nerăbdare, așteptăm cu nerăbdare să înceapă să se voteze. Avem primul meci între Vodafone Giants și LFORG. Două meciuri la rând au băieții de la de la Vodafone Giants. Hai că am revenit și eu. Da, despre ce vorbiți? Mă gândeam așa de Giants, au două meciuri consecutive. LFORG, nu știu dacă e bine sau e rău că au pauză un meci acolo. Ce părere ai? Este mai bine să fii încălzit, să intri direct în meci sau să iei pauză? Eu oricum s-au trezit dimineața azi și s-au antrenat. Cianchi era pe stream de la 11, deci tratează super Cianchi serios și sunt încălziți. Da, asta îmi place mult la el. Toți cred că s-au trezit, au vorbit, s-au antrenat zilele astea și sunt în formă, într-un mindset bun. Și na, cred că e super importantă prima rundă de pistoale, așa la moral, să luăm noi pistoalele, să luăm a doua rundă, să legăm așa 3-4 runde, da. Da, exact. Cu echipele bune e super important să ai un început bun, să ai economie bună, na, să fie veselie, să recupereze adversarul, nu tu. Corect. Să vedem prima rundă cine e. Sunt curios, parcă nu mai am răbdare, trece timpul foarte greu. Da, mai sunt încă 6 minuțele și o să dăm drumul la treabă, băieți. Încep meciurile din ce în ce mai tari. Mi-ar plăcea să văd un program, care este programul turneului în continuare, zilele și stadiu, când se va juca. Sau oricum, play-off-ul o să fie genial, deci play-off-ul o să fie superb. Păi da. Când o să fie prima zi de play-off și... Prima zi de play-off va fi... Deci mai avem astăzi o grupă, iar mâine grupa în care joacă Nexus. După aceea o să înceapă quarterfinals,
semifinals și finals. O să avem 4 zile de foc. Probabil o să mă însoțești până la sfârșit? Da, da, dar sunt curios când. Sunt deci, cu tine dacă n-am treabă, mi-am eliberat. Ok, deci o să avem așa, astăzi, mâine, mai o să avem încă o grupă de comentat, cu o pauză de 2 zile, dacă nu mă înșel, după care o să avem... Adică vineri, sâmbătă sau ceva? Da, vineri, sâmbătă, ceva de genul și după aia 4 zile de foc, gen play-off-urile. O să fie best of 3-uri, acolo adică o să fie de comentat. Mercuri, ceva? Da, până pe 15. Mm-hmm. Și pe 15 poate o să ne ajută fie... grafica la un moment dat cu un program. Da, 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 sper că da. Să știe oamenii când să vină. Da, 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 exact. Oricum o să-i anunț eu pe Instagram. Băieți, nu uitați să vă scrieți la giveaway acolo. Contează foarte mult. Sunt curios care e jucătorul preferat al oamenilor care se uită la noi. Din România. Care este jucătorul vostru preferat? V-am spus, jucătorul meu preferat. O să-l vedeți în meci. E aici în meci? Dacă... Nu, acum nu e în meci. Eu cred că cel mai probabil Raga o să fie top player sau Chunky. Eu zic că FNK e top aimer aici. E start player, punctul meu de vedere. Okay. Ce am văzut eu în calificare a fost mult. I-a cărat meci de meci, FNK. Dar nu știu dacă era... Da, era și Raga. I-a cărat FNK în calificări. Mi-a plăcut foarte mult team play-ul. Au avut o rundă super mișto pe Inferno, ei contra la pistoale. Doi oameni au mers 3 pe B la pistoale contra. Edim a avut 2 flash-uri, s-a dus în site și... ceilalți doi jucători au pușat pe B după ce s-au aruncat 2 flash-uri și i-au topit pe teroriști, i-au așteptat să-i ajungă aproape și i-au pușat. A fost o schemă foarte frumoasă și vom mai vedea push-uri de genul ăsta și scheme lucrate la team play, sunt sigur. A fost cam prima oară când văd după Nexus o echipă din România, mă rog și Game Agents, care sunt, cred că, da, singurele trei echipe bine, care da. Sunt mai închegate. Singurele trei echipe mai închegate, da, 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 Game Agents... Mă rog, Game Agents cu Rider, nu ăștia noi, că nu știu, ăștia noi spre noi. Game Agents cu Rider, Semințe, Kunka, băiatul ăla Mark... Echipa sau, veche, și echipa nu știu mai veche, cine da. Era al cincilea. Nu știu cine era al cincilea. Arătau foarte bine, băieți. Îmi pare rău că s-au lăsat. Băieți, nu uitați să vă dați pe butonașul de like. Dați pe butonașul de like acolo, zdrobiți să faci 1000 de like-uri. Vreau să faci 1000 de like-uri, să-mi arătați forța voastră. Vă dau 5 secunde pentru toți cei care n-ați dat like. Vă dau 4 secunde să dați like. 3 secunde și o să aveți 10 ani de noroc, băieți. 2 secunde să apăsați butonul de like. 1 secundă like acolo și scrieți-vă la giveaway pentru că avem 4 cuțite God Knife Floor și o baionetă autotronic. Și 25 Rene, de picuri. Auzi. Rene. Încă o minuțele și băieții încep meciul. Vorbesc cu regia acum. Go, go, go. Văd că s-a mai prelungit un pic timpul. S-a mai prelungit un pic timpul cu minuțele. Da, echipa, una dintre echipe nu poate să intre încă sau ceva. Cine știe. Sau de la tehnic. Nu contează. Se pare că Peri acolo se joacă cu tipsurile, cu chipsurile. Scuze, da. Cu chipsurile de la poker. Da, e un tip. E ceva satisfying acolo, să auzea așa sunetul ăla, că dau așa, știi? Da, 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 am... Gata, mi s-a mai atras atenția. Toată comunitatea românească este de partea noastră. Am voie, am întrebat producție și am voie să țin cu băieții de la LFORG, aleg LFORG și Nexus, bineînțeles, dar 50-50, sunt fan ambelor echipe, sunt fan al ambelor echipe. Și vreau să văd niște meciuri frumoase, vreau să văd niște highlight-uri, vreau să văd team play, vreau să văd flash-uri aruncate, vreau să văd poziții ocupate cu flash,
Vreau să văd tras, vreau să văd ce o să văd. Nivel 2020, vreau să văd ce o să văd. Colegul meu Peri a spus că FNK va fi star playerul, dar eu sper că va fi Raga sau Chucky. Vom vedea. Poate ne surprinde Zeuț. Cine știe? Oricare dintre ei poate să facă un meci bun. Cum să nu? Tot? Da, bineînțeles. Sunt jucători tineri. Știu ce au de făcut. Vin din spate. Poate acum e momentul lor să... Am încercat să fac un jutsu ca să putem rezolva cu webcam-ul, dar trebuie să înțelegeți că este un call VMix și nu este pe canalul meu, nu este camera dată pe canalul meu, așa că va trebui să mă suportați așa și să apăsați butonașul de like. N-avem ce să facem, băieți, cu camera deocamdată, o să rezolvăm asta probabil în marea finală. Sper că setările audio pe care le-am făcut sunt bune, sper că mă auziți bine, băieți. Mm-hmm. Din punct de vedere audio, sper că colegul meu Peri mă aude bine. Te aud bine. Se și vede bine. Oricum, nu noi suntem importanți aici. Da, bineînțeles, echipele... noi suntem. Microfonul e destul de important, să zic așa. E destul de important. E mai important decât camera. Corect. Eu am învățat multe ieri în streaming, chiar o experiență super frumoasă să comentez. Întotdeauna mi-am dorit cumva să fac asta și sau să fiu antrenor. Și e plăcut să revin așa. Mai ales că mai aflu și eu despre echipele românești, învăț despre echipe din afară, flash-uri, smoke-uri. Și eu încerc să devin ceva mai bun la jocul ăsta. Ai văzut că descoperim chestii pe care nici măcar nu știam. Deci nu știam că există acele lucruri, nu știam că există. Trebuie să te uiți la demo de multe ori ca să vezi cum s-au făcut. Lucruri super impresionante. Văzusem într-un demo pe DAS2 flash-ul ăla, dai de undeva de pe tunel în sus și explodează pe jumate acolo sus să-l ia băieții de la scară. Ăla a fost foarte mișto pentru mine și a mai fost un da, flash. Da, știam pe ăsta, da. A, cu stâlpul la lung, cu stâlpul la lung. Da. Și au mai fost chestii așa de team play. Picuri, flash-uri, flash-uri impresionante, da. Când vezi că o echipă înțelege și joacă strun, așa, o comunicare și se leagă tot. Când e o rundă în care ai dat un flash perfect și mor doi, e așa satisfăcător. E perfect, e satisfying, e super satisfying, așa este. Mult succes, băieților. Încă 4 minuțele și o să intrăm pe server. Ce părere ai tu de skin-uri? Cât de importante crezi că sunt skin-urile la CSGO? Din perspectiva mea sunt cu duși întors. Pentru că îți dau 3 argumente solide. Unul la mână, skin-urile te ajută ca player să te vezi frumos. Îți dă oarecum un mini-confident în psihic. Îți gâdilă puțin subconștientul, creierul, ca să joci mai bine. Te ajută oarecum psihic. Dar este un efect placebo. Ca și cum ți-a spune, îți dau o pastilă care nu conține nimic și nu o să-ți fie rău de avion. Și tu să nu-ți fie rău de avion, că ți-am spus eu că e o pastilă care te face să n-ai rău de avion. Deci așa e și cu skin-ul. Îți dă așa o mini putere ca și cum ai juca mai bine, dar nu are nicio legătură. Este, uneori te distrag, uneori te ajută. Dar auzi, uite-te pe Discord, Neveu. Scuze-mă că te întrerup, dar a spus beta. Nicio problemă. Ok. Da. Fac jocul un pic mai frumos, chiar e... Fac jocul un pic mai frumos. Eu am crezut că nu e așa. Am primit niște skin-uri de la un prieten împrumut, că e plecat în afară și chiar e mult mai plăcut. E mult mai plăcut jocul. Însă trebuie cumpărat cu... responsabil. Băieți, să zic așa. Știu că sunteți pregătiți. O să dăm un pic de pauză. Rămâneți pe live, apăsați pe butonașul de like. Switch me, boys! Regia, să mă solicite! Switch me și ne vedem direct pe server. Kagebu și no switch! Yeah.
Get away with it. Cause you make me love my imperfections. Answer all my questions just to show me what's on the other side of inhibition. No apologies, my baby. I tell you I do it cause I'm feeling so Bine, v-am regăsit, dragi prieteni. Sper că v-a fost dor de mine. Mă bucur că n-ați ieșit. Mă bucur că v-am mâncat aproape și încă puțin. Peri, te avem aici? Da, mi-a prins eu microfonul. Salut. Avem deja hărțile, băieți. S-a banat Mirajul. The Giants, nu pot să cred. Da, păi știu că e harta românească. Da. Das 2-ul, Vertigo, Nuke, Train, să vedem. Overpass probabil se va juca Inferno. Aș vrea să văd un Inferno. Inferno! Let's go! L-F-O-R-G, să vedem acolo Polarul. Să vedem acolo Forță! Să vedem acolo forță românească. Giants banează hărțile de AVP. Train și Miraj. Da, într-adevăr. Inferno e o hartă bună pentru LFORG, o știu bine. Și tocmai spuneam deci despre urmă aia. E o hartă foarte bună pentru noi. Sper din inimă să vedem. M-am uitat așa la băieții de la Giants și sunt un pic mai bătrân ca noi. Și au mai multă experiență, dar noi avem reflexele. Da, sunt puțin.
experiență și reflex, să vedem cine bate. Întotdeauna. Tu pe cine ce ai vrea să ai? Mai multă experiență sau mai bun aim? Mai bun aim, sincer. Mai bun aim. Da? De ce? Nu știu să zic de ce. Dar mi se pare cu aim-ul te ajută mai mult în unele situații. Dacă știi să-ți faci jocul, nu te să ai o experiență destul de mare. Dacă știi să scari flash-urile și așa mai departe, să face puțin diferența de tras. Da, bine, destul de rar. Nu știu, sunt 50-50. Nu știu ce mi-aș dori, sigur. Nu știu ce mi-aș dori încă. Sigur, sunt 50-50. Ce crezi că trebuie să facă un jucător la un turneu la LAN sau chiar la un turneu online important ca să nu mai aibă emoții? Nu știu să zic, Peri. Nu, n-ai ce să zic. Să-ți pui rugăciune, să te uiți la un clip motivațional. Nu știu, n-am așa să-ți dau un răspuns. Chiar bună întrebare. Chiar o întrebare foarte bună pe care mi-ai pus-o. O întrebare super bună, dar nu știu, să zic sincer. Să se uite la un clip motivațional, să se gândească la alte lucruri. Eu cred că răspunsul e să fii foarte antrenat. Intervine experiența. Să fii în sensul ce vreau să zic. Dacă te antrenezi o lună... Fii pregătit, ca la un examen. Ca la un examen. Cu echipa în continuu. O lună te simți antrenat. Știi unghiurile, știi timingurile, știi toate flash-urile, toate smoke-urile și... Te ajută antrenamentul. Am sărit de la meci din nou pe tine cu camera. Am sărit cu camera pe mine. N-a fost anunțat, băieți. Probabil dacă îmi băgam un deget în sau ceva, n-a fost anunțat acolo. Două, trei secunde de genunchi. Mi s-a văzut genunchi, vă rog să mă scuzați. Așa. Scuzați-mi. Nu știu ce s-a acolo. Mi-a sărit puțin genunchianul. Acum o să începem cu Inferno. Deci Zeus are skin-uri acolo încât își poate cumpăra o nouă mașină. Nu uitați să apăsați butonașul de like, băieți. Să facem acolo 600. Să dăm nebunie rău pentru România, hai toată lumea, România și Vodafone Giants și Portugalia. România și Portugalia, să avem acolo pe chat spam România și Portugalia. Pentru că trebuie să respectăm și pe Giants, sunt chiar niște Giants al CSGO-ului, ținând cont că Fox trebuie are... Trebuie să mulțumim și Betano România pentru eveniment. Trebuie să mulțumim Betano România pentru eveniment. 15.000 de euro premii. Locul întâi, 478 de milioane, RON, 47 de mii de RON. Avem 48.390 de RON pentru locul întâi. Deci am avea în jur de 100 de milioane de jucători. De om, da, da. De om. 100 de milioane de om. Turneu mare, turneu mare, se simte asta. Se simte, presiunea e mare. Da. Îți iei Adidas și îți iei, ce îți iei? Ai că început? Da, sau nu? Dar a început. E Zeus try hard sau nu știu ce s-a întâmplat. Nu, e încălzire, e try hard cu... Dacă Zeus a început, acolo... n-avem grafică de scor. Da, Edim are un AVP, ciudat arată. Da, chiar a început meciul a început. Nu, da, meciul a început. Scor, e un bai super ciudat aici, nu înțeleg ce bai e. Nu, este 0-0, a rămas... Dar joacă băieții ca și cum ar fi început, aia nu înțeleg. Da. Joacă ca și cum ar fi început. Nu înțeleg cum avea, cred că era greșită grafica, se vedea un AVP pe unul dintre jucători, au luat runda de pistoale, sigur, Vodafone Giants și am văzut un force buy în a doua rundă. Vom vedea din nou un eco. 1-0 este scorul în momentul de față. Se pare că a fost runda de pistoale. Da, e 2-0, 100%.
Peri vrea să fie prezicător, dar... Nu, păi, păi după cum arăta Baiu, e 2-0 în momentul de față. A, nu, că a fost un bug vizual. Îl avem aici pe Fox, pe băieții de la Giants, care a fost stăpânit de pe banană. Se pune stăpânit de pe banană, după cum am prezis. FNK aici cu Chunky, sunt jucătorii care țin la vest, să vedem pe Chunky dacă va reuși un tap cu acel Deagle. Aici, da. Ascunde. Am început, trebuie să ne concentrăm la băieți un pic. Da. Un force buy. Trebuie neapărat să dea ceva de damage aici, dacă nu să câștige runda. Cred că Inferno ar fi una dintre cele mai bune cărți pe care să faci force buy. Are... Da, pentru că sunt foarte, foarte multe, da. close angle, adică sunt foarte multe spații strâmte unde poți să faci pick, da. Cum ar fi în casă, cum ar fi în mid, cum ar fi în banană. Vor merge 5 jucători pe banană, unde îi așteaptă 3 de la... 3 de la... Se răzgândesc cumva. Nu, doar rătesc. Renato merge pe mid pentru un fake. Vom vedea niște schimburi. Renato ocupă midul Renato de unul singur. Îl așteaptă să vadă dacă poate să ia AU și să se întoarcă pe ea. Încă nu se bagă. Tot atacul ăsta depinde de Renato. Renato este jucătorul cheie. Depinde unde va face. Foarte frumoasă. Uite, a luat AU și se vor întoarce. Da, cel mai probabil o să se întoarcă toată echipa, na? Da, cum ai și spus. Mișcare foarte... Foarte bună din partea lui Renato. Cred că e colul IGL-ului. Să trimită un jucător după ce au ocupat B1. Îmi place foarte mult să văd această strategie. Au avut răbdare, nu s-au băgat pe B. Au și făcut un pic din cauza că au avut răbdare acolo. Renato putea să fie surprins aici. Ce părere ai? Da. Putea să fie. Putea. N-a ținut nimeni de la LF Org midu. A fost liber. Și midu și shortul. Tot a fost liber acolo. S-a infiltrat un pic norocos, aș zice. Nu e nimic grav. Spune-mi despre Inferno. Care e părerea ta despre hartă? Câteva lucruri despre Inferno. Și Inferno, cel nou pe care îl vedem aici, din perspectiva mea, banana este, am o problemă, este foarte importantă de luat. Și este o hartă 50-50 la nivelul profesionist și între cele două echipe. Orice echipă poate reveni și de la un scor de 10-5 pe partea de Tero, 5 jute câștigate, se poate întoarce foarte ușor. Este o hartă destul de echilibrată. Vedem un take agresiv acolo, au luat banana rapid cu 3 jucători, moliuri clasice la butoaie și la intrare. L-avem pe Zeuț acolo cu un scout, încearcă să-i dă și leg dacă nu mă știu. Chunky acolo prin foarte bine le elimină pe Renato. Da. Cu Deagle-ul păstrat de runda trecută. Pentru băieții de ca să înțelegeți. Frumos și Zeuț cu scout acolo. Fox încearcă să ia AK-ul și să-l arunce ca să nu-i lase pe băieții de la LeFort. Ia foarte bun, faceți sport. Încă un kill acolo. 4-2, bomba căzută. Băieții de la LeFort să fie foarte atenți runda asta. Zeuț aici ține midul destul de agresiv. Să vedem. Pe banană, Fox. Va fi surprins Fox acolo la UD, FNK. Aude FNK, îi facă shot. Nu înțeleg de ce se luptă cu Fox acolo. Mai e un jucător aici. Foarte bine, Chunky cu rifragul. 2-1 și se întoarce. Îl aude, cred că e. Edim acolo la UD și știe deja. Îl anunță. Și are timp cu echipierul lui, i-aș fi dat tag. Nu cred că mai are ce să facă Fox. Edim nu trebuie să se bage. Foarte bine, Edim acolo joacă din spate, doar informație. Se aruncă un smoke în CT. Edim încă nu pușează. Foarte bine joacă Edim în momentul de față. Fox pușează către spate și este eliminat. Superb. Foarte bine. Super important, avem 6.000. 6.000 avem după runda asta câștigată și două arme. În partea ailaltă, da. Băieții fac un buy cu AVP-uri, au de toate, mă rog, au 3 inch arme cu 2 AK-uri și un AVP și un Deagle și un MAC.
Ce un force buy, o rundă care îi trimite Neco dacă nu câștigă pe cei de la Vodafone Giants. În partea ailaltă au cumpărat de toți banii și Lufor. Cine câștigă aici îl trimite pe celălalt Neco. Avem AVP pe Raga, care mai are jumătate de viață și a luat un HP mid-cam. Și o luptă pe banana, acolo au pușat cu doi jucători ai noștri, am luat banana. Patru jucători aproape pe mid, va fi intrarea pe mid. Vedim cu un double kill superb, 3. Au intrat doi short. Zeus singur pe site, să vedem dacă Zeus va face kill și le elimine Nope. Foarte bine joacă acolo Nope. Dar mie nu-mi place neapărat pasiv. Pasivitatea asta din partea lui Zeus. Foarte frumos și acolo. Știe care e un jucător în spate. Bomba este în bază Tibei, se duce B. E o nebunie ce face acolo. Foarte bine, FNK elimine și știu deja băieții că au idee că este bomba la B, nu? Acum au idee. Acum află și are AVP PR. E foarte... PR joacă foarte agresiv ca să ia primul avantaj. PR este nevoit să joace agresiv pentru early pick, am pentru primul pick. Pe banană e super bine pentru noi. Pentru noi e foarte bine, dar PR deja are o idee că... Nu avem smoke, Ba da, e un smoke. Ba da, se dă smoke pe bombă. PR va veni, va face rotația, dacă o ia din prima, cred că o să ia runda. Chunky dă de din prima o ia, și... O ia, că nu face. N-a luat-o. În ultimul moment, nu vine să cred. În ultim, cred că dacă se punea un pic mai în față, a stat, a luat-o din ce mai din spate loc. A avut timp. La limit a fost pierdută runda asta, Zeus se putea să facă mai mult. Însă arată bine meciul cumva, sunt destul de echilibrate, orice se poate întâmpla pe la sfârșit. Avem o rundă de eco aici. Avem pe FNK singur pe banană, destul de agresiv. Cred că va fi eliminat cel mai probabil. Nu-l văd pe FNK să facă foarte mult din... Da, și FNK dă un Zeus acum. Da, mi-am înghițit cuvintele. Se face o intrare pe parte. O rundă destul de flawless. Fox rămâne cu 3 și PR cu 13. Au avut destul de mare noroc acolo pe mine. Și vedem un buy destul de la limită, adică nu au full buy și doar armuri mici. Acel mag 10 al lui Bloods poate fi fatal. Fii atent. Chiar imagine o avem pe Bloods. Ei iau harta foarte repede, sunt super agresivi. Două kill-uri acolo, nu am apucat să le vedem. FNK da, și Dimu... Dar harta este blocată. Cred că de la B au făcut fragurile. Fragurile, da. Doi jucători de la B. Situație de 5 la 3 și e din foarte bine, e din acolo cu headshot prin smog. Foarte... Cred că vom vedea un save de la 4 versus 2. Nu cred că băieții vor încerca, dar să forțeze runda. Se ajută foarte bine pe banană, se fac acolo niște jump-uri pentru luarea de informație. Băieții au idee că sunt în zona de rampă. Să vedem, băieții, Alex o încerce runda. Edim acolo foarte bine cu 3 kill-uri. Excelent, 4, tras de către Edim. 4 kill-uri, iartă-mă. 4 kill-uri, da. Cred că vă venea un eco. Însă forțează cu 3 eagle, un AVP și un AK. Joacă super agresiv Giants și pot fi pedepsiți din cauza asta. Acum fac din nou 3 jucători pe banana. 3 jucători ocupă banana, după cum vorbeam, 3 jucători ocupă banana. Un hey acolo ar fi aici... foarte bun mai târziu. Să vedem aici pe Fox. Da, Fox face picul. Și a hit din perete FNK, un pic norocos. Un pic mai mult norocos. Da, da. Se cară flash-ul și... Chunky a murit 1 la 1. Deagle versus M4. Da, o rotație pe A, presupun. Încă nu stau bine. Nu stau bine la arme, au 3 Eagle, un AK și un AVP, deci orice se poate întâmpla.
Să vedem pe Raga, Raga... acolo, așteaptă pe, da, pe jumătate. Raga este foarte important aici. Este vital. N-am mai văzut vital. Așa ceva. Toți teroriștii sunt acolo pe banană, nu au deloc map control. Se face un fake la B dacă nu... Da, 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 da. Și 3000. Da, doi jucători care la B. Raga poate să iasă la rampa acum. Moare. Mor de Paulinho. Moare Raga acolo fără... PNK singur pub. Și au intrat doi short. Și-au dat seama băieții că e fake acolo. Zeus PNK acolo se luptă pe jumate. Să-l vedem pe Zeus de pe site-ul... A, dacă va reuși să bată om, face primul kill, nu trage, Zeus! Aoleo, super! Ce este eliminat super acolo? Da, foarte, foarte mare ghinion. Pregătește cu 2 viață. Edim acolo, o dă cu ei pur și simplu. Arocodul nu vrea să salveze Edim acolo, 1 vs 2. Trage bomba după Edim acolo. El. Jucători teroriștii nu pot să... Stea, trebuie să vină, facă picul. A, foarte aproape, dacă omora Zeus 1, altfel arăta runda asta. Da. A avut un pic de ghinion acolo, n-am înțeles ce s-a întâmplat. Un terorist a venit cu bomba în mână și a sărit să o pună și... Nu știu cum poți să faci așa ceva la nivelul ăsta. Da, nu înțeleg, n-a verificat site-ul, n-a făcut absolut nimic. Deloc! Probabil s-a bazat pe fake-ul pe care l-au făcut înainte. Sunt curios ce a făcut Raga acolo, cum n-a omorât om și n-a... O poziție super importantă. Raga cu Zeus fac două mici greșeli aici, care îi trimit într-un eco. Într-un dezavantaj deja. Da. Lucrurile n-arată foarte bine acum pentru ei care... PNK acolo, trage după Renato și gata să le elimine. Chunky cere flash. Joacă destul de aproape, să vedem dacă va surprinde pentru că scot Chunky acolo un kill. Este eliminat Fox acolo, elimină pe Edim. Situație de 4 versus 2. Raga vine din spate, pune mâna pe un AVP. Raga! Dăm un leg shot! Și le elimine foarte bine! Bomba pe aia, șanse 5% să mai câștigi din poziția asta, ar putea să-și păstreze. Da, nu au defuse, nu au armuri, dar fac un eco foarte bun. Cred că merg în T-Bay să salveze din punctul meu de vedere. Colul lor de a merge pe jumate mi se pare destul de sinucigaș. Nu-s de acord cu el. Zeus, băieții încearcă acolo să vedem. Tu ce zici? Mergi la retake aici, poziția asta? Nu știu, Bloods aici stă foarte bine, foarte bine, stă excelent. Da, practic fără armuri, fără economia lor, pare mult de suferit și nu vor păstra nicio armă. Sau poate o potează pe Zeus? Foarte bine Zeus acolo. Avea idee. Mare. Au pierdut ambele. E, cred că e mai important să păstrăm noi armele decât să-i omorâm pe ei care oricum au... Da, oricum ei au, mi se pare că... Au, le țin și lor economia onestă, dar sunt bune. Sunt scumpe două arme AVP și AK acolo. Și foarte importante în runda următoare. Să-l vedem pe Raga acolo cu AVP-ul. Da, trebuie să iasă la rampe. Până acum Edim și cu PNK au jucat ceva mai bine. Vedem pe Zeus că se urcă singur. Acolo face un boot, se urcă singur, da. Foarte frumos, îmi place să văd. Toți teroriștii sunt aproape de mid aici, pe second mid și bancă și șobolan acolo. Nimeni au renunțat la banană. Deocamdată. Îl prinde acolo pe Edim. Să vedem Edim pe cu Zeus o greșeală, era cu flash-ul în mână. Să vedem pe Zeus, foarte important aici Zeus, foarte, foarte important. Al elimine primul jucător Zeus. Face transferul la contra, nu știu ce. Vedem ce de pe site. Fox acolo. Fox face un tag la flash, cred că vor roti toți. Probabil vor roti spre B, da. Sunt curios unde a murit FNK, nu știu unde a murit, cred că a murit pușind de la B. PR rămâne pe mid, așteptând rotația, ține foarte bine rotația, să vedem. Îl ajută și Bloods acolo pe jumătate. Și după cum vedem, 3 și au mers spre banană, unul singur a intrat B și doi au așteptat. Joacă foarte bine, îmi place bine mult acolo. Ce văd. Ei oricând pot să rotească A sau B, nu s-au comis nici în situația asta pe B.
Au luat, mereu trimit un jucător la scout. N-am mai văzut asta până acum. N-am mai văzut să trimită un om la scout chiar așa. E o... Deci l-au lăsat acolo, în mijlocul, în mijlocul junglei, acolo, middle of the jungle. L-au lăsat acolo pe Paulinho. Exact. Dacă erau 2 B, roteau imediat pe aia, cu Pierre care stătea în boiler. Și ar fi fost 3-1 pe aia. 7-2, ce părere ai de scorul ăsta, Peri? Te așteptai să fie așa de bun, băieții de la Giants? Primele runde au fost mult mai strâse. Da. Cred că meciul încă nu e încheiat. Au nevoie de o singură rundă să câștige și să înceapă un mic, măcar un 9-7. Sunt buni din punct de vedere tactic, al mișcării. Foarte buni portughezii. E prima oară când îi văd. Reușesc să înțeleg cum gândește IGL-ul lor. Nu știu, sunt curios cine e. Cred că Fox e IGL-ul, fiind cel mai în vârstă. 33 de ani are Fox. Decizii foarte bune pe harta asta. Ei practic se plimbă în continuu între banană și mid. Pedepsesc pușurile, te lasă să avansezi prin casă și te bade pe alee, te bade pe sub balcon, foarte frumos. Nu prea au luat casa des. Au o abordare foarte interesantă, pentru că nu am mai văzut-o. Să vedem aici, băieții, jump throw aici, se duc pe, ocupă midul foarte rapid. O rundă asta e, asta e ceea ce fac, vin și campează aici, second mid, asta e schema lor default. Da, asta e defaultul lor. Hai să luăm midul și unul ține banana, da. Exact, așteaptă să treacă utilitățile. Sunt împărțiți și pentru ei e foarte important să ia midul. Edim acolo foarte bine. Edim și cu Chunky foarte frumos, băiți, aici 4 inch. Un trade excelent. Și după cum spuneam, da, o singură rundă avem nevoie. Și s-au prins băieții că trebuie să țină midul. N-au venit niciodată prin casă Vodafone Giants și cred că acum vom vedea o schimbare totală de tactică pentru Vodafone Giants. Mi-ar plăcea să văd un timeout din partea lor, să regândească, dar cred că n-au nevoie la nivelul ăsta. Vom vedea o altă abordare acum, din punctul de vedere. Cred că o să ia banana rapid sau vor lua și casa. Să vedem aici, băieții sunt destul de avansați pe banana. Damage care la banana. 4% viață mai are din doar din foarte frumos. Foarte bine acolo apasă FNK. FNK destul de agresiv aici. Da. Fox face un frag de Fox. Greșește un pic FNK, prea avea prea mult. AK, a tras cu AK-ul și a fost auzit de, cred, poate și văzut. Chunky ia AK-ul de la... Și din nou aceeași abordare, avem un jucător care a luat boiler în momentul ăsta, însă sunt destul de doi aproape pe mid, încearcă să ia mid-ul. Zeuț cu un smoke foarte frumos, tricky așa. Tricky, da. Vor veni doi către... Edim, să vedem pe Edim dacă va face pico acolo, da, Fox. Excelent. Se vede experiența lui Fox care stare și îl ajută pe Noprești să facă un frag foarte frumos. Chunky prins un pic în offside acolo, în mijlocul hărții. Deci pur și simplu Fox a făcut toată runda asta. Da, a ținut toate... Da, extraordinar Fox cu AVP-ul runda asta. Un pic ghinionist Edim, a făcut picul în dreapta, nu era nimeni și apoi a verificat în casă, nu știu, cumva când s-a rebăgat sau când a făcut picul din nou, l-aștepta cu AVP-ul, îl văzuse înainte să plece Fox. N-au mai ținut jumatea, n-au avut niciun info pe jumate și asta-i costă. O greșeală mare face FNK acolo, după ce suntem 5v4 și trebuie să jucăm un pic mai safe. El a făcut un spray de pe lemne prin smoke și a fost auzit, da. Și văzut. Acolo a început să ruineze runda asta. Economia e, vom avea un bai aici pentru băieții noștri. Raga, avem nevoie de toate rundele. Avem nevoie de toate rundele ca să ne intrăm în joc. Să vedem, dacă nu prea a fost destul de eficient cu Polaro. Alege să se rotească din mid în B. Probabil va încerca un early pick.
Să vedem dacă asta face. Și aruncă un molly aproape, dar Raga stă. Raga își vede data asta. Da, este eliminat acolo. Nu are mare acolo. Noroc Raga pe harta. N-are mare noroc, da. Feneca reușește să ia ciocanelul de la Raga. Vedem cât de bine înțeleg. Deja băieții și-au făcut intrare pe mid. Se cară pe mid acolo să face intrarea pe mid. Deja Nope cu full flash, deja știa unde se află și momentul lui părea ca și cum n-ar avea flash. Da. Da, băieții știu harta bine. Asta sunt. De multe ori. FNK reușește un kill acolo. Dacă se așteaptă, dar elimine și pe Bloods. Au făcut un rush B, nu mai făcuseră asta de mult, adică nu cred că au făcut vreodată, fix când a vrut Raga să pușeze pe banană și au dat multe heuri, smoke. N-a avut nicio șansă Raga să vadă măcar un om. A și murit. Din nou ne arată echipele astea din top 100 de bine înțeleg jocul. Din punct de vedere tactic, da. dar și pe tras, nu te dezamăgesc nici pe tras. Și au avut meciuri grele în ultima vreme. N-au câștigat ultimele 10 meciuri importante, dar au jucat cu echipe bune și asta își pune cuvântul. Mai e nevoie de experiență la LFOR, din punctul de vedere. Vedem și cotele acolo la Betano. Da, 1.20 și 4.20. Mult interesant de la FNK acolo. FNK o să aibă primul contact aici, să vedem dacă alege să joace aproape. Aruncă flash-ul FNK și probabil o să o dea cu ei. FNK acolo reușește doar un kill. E bine. A dat și damage mare lui Renato, mai are 27, PR mai are 72, a dat aproape 200 damage acolo. O rundă bună a lui. Și aici nu riscă deloc băieții noștri și n-au făcut push niciodată prin casă, niciodată pe alee, niciodată pe mid. Singura agresivitate a fost doar la banană. Trebuie să surprins cumva, mi-ar fi plăcut să văd o schemă lucrată agresivă la contra. Sunt multe modalități de a pusha, poate și prin boiler cu flash peste, și pe mid peste în față, și banană, sunt multe. Iată din nou Edin ia ținta și dă un molly foarte important. De urs acolo aici, foarte frumos. Bine. Vedeți dacă mai reușim. Foarte frumos. Foarte bine, 3 kill-uri de urs acolo. Da. Și încapasă foarte bună runda. Da. Dar și dublat de Edin. Edin a luat mult din atenție. Toți jucătorii erau atenți la el. A dat un molly perfect înainte să intre. O rundă bună făcută de amândoi. Și Vodafone Giants au fost un pic cam telegrafiați toți pe la short, ce au să facă un split, ce fac și prin casă. Cam s-au grăbit un pic acolo. Vedem un flash important, vedem push-ul despre care vorbeam, asta vreau să văd, dar trebuia să facă mai devreme. Mai devreme să aibă... Da, pentru momentul, nu le este acum acolo. Perfect, dar asta e atitudinea pe care aș fi vrut să o văd mai devreme. Foarte bine joacă acolo și flash-ul e din... 4 la 3. Ce confident are Renato, două ineri, nu trebuia să bată oameni acolo. Da, Raga iar ratează Renato acolo pe PvP-ul. Da. Nu pot să cred cum a reușit două kill-uri cu Mako acolo. N-am avut niciodată. 11 la 4. Da. Poate nu era cel mai bun moment acum să facă push-ul ăsta, trebuia să facă mult mai devreme. Economia teroriștilor nu era bună. Vedem pe Fox acolo, pe care o căutam. 21 de eliminări Fox. Să vedem dacă băieții vor reuși să ia pistoalele. Este top fragger Fox. La vedem pe Dim și pe FNK cu T10. Avem un timeout, cred? Da, cred că a fost un timeout de partea celor de la LFORG.
Să vedem cum voi aborda băieții. Se joacă... Nicio problemă, nicio problemă. Trei băieți pe site-ul B. Băieții vor aborda un fake, să vedem dacă Edim este pe jumate, pe mid, zona alei. Sare în palat, să vedem dacă... Da? Se pare că vor să atace... Controlează un pic harta. Îmi place ideea să înțeleagă cum, e, cum arată push-ul, să nu fie surprins de vreo agresivitate de la contra. FNK deja are controlul bananic. Dar este eliminat acolo. Lopez îl pedepsește din CT mai târziu. Ce frag face Lopez acolo? Și au headcut de la Pixel, da. Nu au smoke pentru CT și sunt pedepsiți. Da. Ce a fost un smoke greșit, dar ce părere ai de intrarea asta, intrarea asta la B fără smoke încet? Mi se pare sinucidere. O intrare, o intrare de amatori. Pur și simplu. Chiar și picul acolo singur la B e greșit. Glock-ul, n-avem ce să căutăm să facem pic, n-avem de ce. S-a dat un smoke ruină, acolo s-a dus un smoke ruină. N-avem de ce să dăm smoke ruină, un smoke care nu a fost văzut pe cameră. Și niciodată n-a fost văzut în CT. Singurul loc în care dai smoke-ul e CT base. Și cred că i-ar fi putut să fie un plan acolo. Cred că merge aproape încheiat în stadiul ăsta. Da, dacă se continuă așa. E din cu double kill, cu... foarte frumos acolo. Foarte bine fox acolo, vine la dublaj. Mi-e greu să cred că vor putea să ia pe galeze și să câștige. E foarte grea harta asta pe Tero. Una dintre cele mai grele din punctul meu de vedere. Și mai ales contra unei echipe superioare, misiunea devine din ce în ce mai dificilă. Meciul important pentru noi este cu acea echipă, oricum Giants erau considerați oricum câștigători aici. Da, 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 da. Mai au o șansă să se califice mai departe. Prima rundă de arme. Portughezii au luat banana, iar noi suntem toți forțați să mergem pe mid. Intrăm prin foc. E incredibil acolo, ce dublaj, da, deci s-a văzut în acolo. Situație de 2 la 1 totuși, bomba picată, trebuie să o ia Zeuț, sau nu, FNK a luat bomba. Vlad vine dispat acolo. Care 1% șansă să mai câștige runda asta, atitudinea asta fără walk. Na, o rundă mai bună, bomba începe. Și nu avem bai la Vodafone Giants. Avem un AVP pe Fox și atât, din ce văd, un CZ, două armuri mici. Fox cumpără un AVP, ciudat, fără armură. Și avem o pauză. Misiune grea. Cred că e un moment bun și pentru noi să punem timeout, să ne gândim ce avem de făcut. Sper să nu fie surprinși de AVP-ul acolo pe mid și nici pe B. Cred că Fox este obligat să joace agresiv runda asta, să facă ceva. O rundă destul de bună, era ultima lor șansă ca să revină în meci. Chiar îmi pare rău de runda pe banană când a bătut doi oameni cu macul. Da, da. Nu trebuia acolo să pierdem. Un 9 la 6 și pistoalele ne-ar fi adus cât de cât pe tabelă. Oricum, experiența spune cuvântul, n-am ce să spun.
5 kg Raga acolo, acum văd. Edim top fragger pentru Lefork, iar de partea cealaltă de la Giants, Fox, 24 da. De eliminări cu 9 morți. 9 decese. Un se care niște flash-uri la pe banană, 3 și au pușat banană. Clasic, un flash din spate, cred că gândesc un pic prea mult. Ai noștri și vedem acolo cu acolo. Prima eliminare Fox pe mid acolo. Și intrăm rapid la B. Un ghinion da, acolo, flash-ul. O luptă printre smoke-uri. Nu se poate, nu se poate. Pur și simplu băieții ies prin smoke și dau pe cap. Au foarte mare bulan aici cumva. Au făcut două fraguri da. Prin smoke. Fox îi așteaptă. 3 Raga acolo foarte bine. 1 la 2 Raga este știut. Să vedem dacă va mai reuși un kill Raga. Da, mai reușește un kill la 1 Raga. Ce rundă face Raga acolo? Nu se n-a poate, incredibil. AVP-ul. N-a recuperat, n-a găsit AVP-ul, dar nu mai contează în euforia momentului. Nu mai contează, incredibil. O situație de 2 la 4 câștigat acolo de ai noștri. Două fraguri făcute în lupta aia prin smoke, așa. Au pușat smoke-ul și au făcut două fraguri de portughezii. Foarte enervant. Și cred că îi trimit direct într-un eco dureros. Au 2400, sunt resetați complet și sporul mai mult ca sigur va fi 13 la 7. Nu trebuie să pierdem arme aici, nu prea avem bani. Da. Baiul lor nici acum nu este bun. O sigur 4400. Da. Nu au nici aici bani de utilități. Dar forțează cu FAMAS, două FAMAS-uri și 3 în 4. Trebuie la 7 rundă. Da, tocmai spuneam ceva timp în urmă că decât 5 eliminări de partea lui. Și-a mai revenit un pic. Renato cu un hep foarte bun acolo. Nu chiar foarte bun. Bunicel. Da. Credeam că o să fie mai bun, dar s-au retras înainte. Au intrat, băieții sunt în casă sau pe short, în casă sunt. Trei băieți în casă așteaptă flash-ul. Probabil va aștepta flash-ul Chunky. Foarte bine, Chunky acolo. Avem site-ul ăla, superb. Băieții de la Vodafone Giants n-aveau armuri, au cumpărat cu armuri. Fedeca face același lucru pe care îl făcea și PR. Rămâne un om în spate acolo, așteaptă rotația. Băieții sunt cam prinși acolo la B. Fedeca sigur va elimina. Vânează. Sigur va elimina, asta e atitudinea. FNK sigur va avea o eliminare cel mai probabil. FNK trebuie să verifice aici absolut tot. Renato are ideea așa. Da? Îl elimină FNK. Cea închisare acolo cu Macu și îi dă lui FNK o șansă să facă un frag. Sunt importante, el rămâne în 14 viață și se retrage. Îmi convine situația asta în care doi sitinși păstrează arme și ceilalți pot cumpăra în jurul lor destul de slab. Da. Sunt forțat cumva Vodafone Giants să cumpere acum 3200, vor avea bani de FAMAS toți 3. Băieții ne întreabă dacă ce părere avem despre Fox, care își conduce echipa către victoria 34 de ani. Da, Fox, experiența spune cuvântul și se pare că Fox este destul de antrenat. Flicurile pe care le-a dat și colorurile, nu știu dacă este IGL, dar un jucător care merită respect. Vedem da, pe FNK aici, încearcă să ocupe banana de unul singur, o și face deja. Fox aici vrea să facă pic pe jumate. Nu înțeleg, Fox, ia leg, rămâne în 20 viață. Are 20 HP. Lasă o rundă, un început bun. Da. Oricum noi știm că avem bai superior aici. Mi-ar plăcea să aștepte primele smoke-uri și să intre undeva. Cred că B e ținta cea mai bună. Până acum. Mhm. Uh-huh. Bloods aici încearcă să... Bă, da, are gap acolo, smoke. Foarte bine băieții de Alfurg. Așteaptă. Nu se mai bagă aiurea. Nu se mai bagă câte unul. E o șansă mare aici. Dacă luăm runda asta, avem șansă de un 13-10 sau 13-9. Renato face un fragul pe de acolo. Nu pot să cred. Catastrofal.
Da. Zeus se bagă singur acolo, însă FNK este, este avansat aici. Îl vede FNK. Da. Foarte frumos e din cu FNK, două fraguri. Nopej este singur aici în pit contra 3. Nopej nu trebuie să bată om aici. Da, trage și. Cred că avem noroc, cred că avem este noroc. Este eliminat acolo de FNK. Șanse mari pentru noi. Foarte repede la retake. Raga Muffin face bine fragul acolo și două kill-uri către Raga și încheie ruta. Frumos. 13 la 9. Frumos FNK cu un double kill acolo, la fel și ei au deschis acolo în situație de 3-5. Câștigă runda. Am avut un pic de noroc, jucătorul din pit a făcut un pic prost din punctul meu de vedere, a avut și un pic a început să tragă prea repede, a tras prea repede, cutie, da? Prea repede. Da, da, da. Și avem, avem un, acum din nou un bai, nu un bai, dar vedem da, și da, pe de bine. Nu știu cum, de unde au scos banii ăștia. De la runda pe care a făcut-o Raga acolo la, la banană. Au început băieții să joace cât se poate de serios. Ocupă banana acum. N-au, nu prea au mers pe B. Mi-ar plăcea să facă și ceva pe B. Jucătorii din casă cred că poate să ia, să ocupe casa ceva mai agresiv. Raga acolo cu polarul. Să vedem dacă va reuși să găsească vreun pic. Și Raga știe că este polar. Nu mai face picul nici prin ruptul capului. Nu se mai face de picul acolo în CT. Să-l vedem pe Raga dacă va alege să facă pic în ruină. Probabil Raga știe, are idee unde s-a dus polarul. Bloods sau Fox? Nu, Bloods este. Două AWP-uri. Fox, iată ce flick Fox. Pe incredibil Chan. Fox acolo, da, incredibil. Se bagă în smoke, își bagă nasul și face și kill. Avem două AWP-uri pe Giants, acum am văzut. Trei jucători ai noștri pe jumate. Suntem 3 la 3 aici, pe aia situație grea. Molly l-a scoate de pe PR, pe PR de acolo. Și cred că am, am făcut un fake foarte bun. Însă portughezii nu rotesc. Suntem suntem Bloods acolo. Ce crossfire erau băieții și da. Scorul devine 14 la 9. O rundă destul de bună, spun că Fox a făcut diferența runda asta cu picul ăla în smoke acolo și a băgat el nasul și... Din nou mi se pare că n-au avut un plan foarte bun. S-au tot plimbat de colo-colo fără o țintă exactă. Și au făcut picul la B fără smoke city. Acum avem 3 jucători pe ale, 2 care ocupă banana mai târziu. Foarte frumos, Raga foarte bine acolo la, cu early pick. Deschide harta. Foarte bine acolo cu Raga. Nu avem bomba, bomba e în bază în momentul ăsta. Încercăm să luăm, să luăm aul. Fox va încerca să facă un pic pe banana, cred. Și ei riscă, lasă pe Fox singur pe B, în momentul ăsta ei nu mai abandonează de tot site-ul B. Văd că Fox se întoarce acolo, avem 3 jucători pe aia exact unde mergem noi. Și unul singur pe B, Fox. Mergem fix în jura lor, din cu un frag extraordinar de important aici, cred că runda e a noastră acum. Deci situația de 5 la 2 pe aia, nu cred că mai au ce să ne, ce să ne facă. Chunky cu un frag superb la headshot acolo. Am luat site-ul a Moca, mi-ar plăcea să mergem să-l vânăm pe Fox. Nu trebuie lăsat să păstreze acest AVP. Nu putem, deja încep băieții să plece după el, 2 rămân la bombă de obicei și 2-3 merg după el. E identificat și întreaga echipă se va îndrepta într-acolo. Din toate unghiurile, nu putem să lăsăm să-și păstreze acest AVP. Dar e destul de capabil să ne facă damage aici. Dă un da, leg-shot. În cele din urmă Raga le elimine și pe Fox. AVP-ul nostru știe cum să joace contra unui alt AVP. Nu ți se pare schimbat Raga după kill-urile pe care le-a făcut acolo claciul ăla? Ba da, ba au da, fost 2 versus 4, 14 la 10. Cred că a fost deci un pic ghinionist așa în prima parte. Da, a avut o rundă la short acolo.
care a fost super importantă la moralul lui, n-a făcut mare lucru și cred că l-a durut. O pauză. Dacă vom câștiga runda asta, o să fie eco, băieții de la Gent. Oricum arată bine băieții de la Rufork. Foarte bine, chiar foarte bine. Avem un meci și luptă rundă de rundă. Nu credeam la 12-3 că mai se poate întâmpla asta. I-au luat 7 runde din 8. 7 runde din 9. Scorul este de 7-2 acum pentru ei pe parte de Tero. Arată bine începutul, de vis chiar. Și economia este de partea noastră. Ei au, portughezii au un bai de toți banii, vor avea o rundă de bai, o rundă de eco. De fiecare dată când pierd o rundă, vor fi forțați într-un eco. În afară de ultimele runde când vor forța pur și simplu rundă de rundă. Ei cred că acum au pus o pauză ca să decidă dacă fac... Nu știu cine a pus pauză de fapt. Cred că a venit din partea portughezilor să se calmeze un pic. Da. Chanky cu un smoke aici, n-am mai văzut smoke. Vedem aici o luare de banană așa, pe direct. Da, au dat un smoke contra Moliului, ca să fiu sincer. Da. Au ocupat banana băieții, deci au un avantaj. Au un avantaj destul de mare băieții de la Forg. Da. Sunt trei jucători pe site-ul B. Da, unul CT și doi în B, riscă un pic Vodafone Giants. Cred că citesc bine situația. Iar pe partea ilaltă, portughezii au un boost acolo la short. Stau unul sub altul. Blood stă cu flash în mână, va da un pop flash dacă e nevoie. Să vedem ce fac băieții. Dar CT-ul a plecat. Foarte bine acolo. 5-2 aici. Renato ia un molly, cred că ia mult aici. Dar n-avem din nou smoke CT, nu știu ce se întâmplă. Băi, de ce nu dau smoke CT? Ce e cu ei? De ce nu avem smoke CT? Nu vreau nu să știu. Nu știu ce se întâmplă acolo, nu vreau să mă gândesc. 2v3, hai că poate se poate. Fox acolo, incredibil a venit. Ce diferență face un singur smoke? Da. Intrarea a fost excelentă cu smoke-uri, cu flash-uri, tot. Da. Dim aici, vedem, caută picul Edim. 1 versus 3, primul kill îl face Edim, primul kill. Două kill-uri Edim! Aproape, rundă e Dim acolo! Greșim că nu dăm smoke CT, e o greșeală de începător pur și simplu, nu știu care a fost planul lor. Dăduseră și Molly la Yo-Yo acolo, era scoseseră pe jucătorul de acolo, au făcut fragul primul, aproape începuseră excelent, însă un singur smoke greșit sau lipsă îi costă runda. Putea fi 14 la 11 cu eco din partea CT, însă avem 5 runde pe care trebuie să le luăm consecutiv pentru a ajunge în overtime. Ce rundă bună era pentru băieții de... Da, băieții noștri, ce rundă bună, ce rundă bună! Chiar și în acest clutch 2v3, nu știu cine era acolo aproape pe... E o greșeală a jucătorului nostru care a făcut pic pe jumate de acolo de aproape. Cred că putem să găsim alte unghiuri pentru clutch. Nu-mi place poziția aia de acolo. Cel puțin nu arată bine când murim în mare fără să facă frag. Iar această rundă ne vede pe noi cu toți jucătorii pe ea. Suntem 5 la 4 aici. Acolo. Ce confident are Fox acolo. Foarte bine, Raga face fragul acolo. Să vedem situații de 4 la 4. Stăm bine runda asta. Foarte bine și Chunky acolo. 3 la 2. Să vedem pe Renato aici. Sper că băieții nu vor mai face pic, băieții de Alphorg. Da, cred că să salveze. Acel smoke este nimicitor și oricum e din punctul meu de vedere, un retake aproape imposibil acolo. E foarte greu să faci retake pe aia. Din cauza asta ținem 3 sau 4 jucători aici. Foarte greu de făcut retake pe aia. Sunt mult prea multe unghiuri. Și e începutul de care aveam nevoie al acestui comeback. Avem nevoie de toate rundele, nu uitați, și baiul portughezilor va fi decent. Da. Probabil cu famasuri, cu M4 fără armură. Nu știu dacă au bani să arunce arme, ia să vedem. Moare acolo Zeus de la bombă. O greșeală.
Nu văd economia celor două echipe, nu cred că ți-a datat. Da, nu s-a datat încă scoreboard-ul și scorul este 15-11. Auzim și o găinușă pe acolo care face puțin scandal. Sau cocoș, ce era? O găinușă. Că tot veni vorba de găinușă, ce bun ar fi o omletă de asta de ouă de casă. Da. Eu am mâncat una dimineața. Eu n-am găini acasă, nu țin la bloc. Cum ar fi să-mi fac așa o lesă să pun găinile prin casă? Păi nu, le lași libere. A, da, le lasă în apartament liber. Îți dai seama haos. Da, ce-ar... le-ai cu grăunțe pe covor. Peste tot, pe tastatură, pe peste tot. Sigur, din 9 milioane de oameni, 12 miliarde de oameni că suntem... Faci vânzare în bloc? Da. Că faci bani cu ele. O miliarde de oameni aproape, 7,8 miliarde de oameni. Sigur are cineva găini în casă. Să vedem pe Chunky aici, ocupă banana. Scorul este 15-11, am revenit și cu scorul. Să vedem ce vor face care băieți. Care spărție, ei fac un force cu intenția Fox, de a acolo... cumpăra următoarea. Nu înțeleg cum... Da, foarte, foarte enervant acolo, Fox. Doamne, doi eliminări, Fox. Trebuie să așteaptă Edim și foarte bine, două kill-uri Edim acolo. Se pune stăpânire pe site-ul B. Târziu, am luat site-ul B și cred că am câștigat. Se aruncă smoke încet în cele din urmă. Da. Da, se vine la retake. Două smoke-uri ca să fie sigur. Nu, se salvează băieți, Alex, se salveze sau nu? Da. Se uită acolo, nu eliminat! Super bună mi s-a părut. Tot e greu retake-ul lor. Nu se știe. Edim nu trebuie să se arate deloc. Mie îmi place să facă. El trebuie să facă fix smoke-ul, o să-l forțeze să-și miște poziția. Nu, nu-mi place. Foarte bine, foarte bine Edim și Chunky acolo. Chunky două eliminări prin smoke. Foarte bine Chunky. Suntem încă în joc. 15-12, băieți, iau ultima rundă de bani. Doamne, ce meci, hai România! Cumpără iar băieți, au cumpărat un semi-Byron, dar trebuie să lăsaseră 2000-1800 în spate și Fox a făcut două fraguri și are bani de AVP cu armură mare. A tras Chunky acolo de toți banii în smog. Edim cu un triple kill runda trecută, foarte bine. Fox te are destul de enervant. Fox te aflești acolo, se retrage. Să-l vedem, ne-e frică de Fox. Da. Așa. Să vedem aici Fox dacă va alege să iasă prin smog. Nu pe aici. Foarte bine, se face din fragul acolo. Te trebuie 3-2, nu. Greu. Și da. Gata, s-a terminat. Am avut un meci frumos și strâns. Câteva greșeli acolo ne-au costat. Edim face un... Este momentul să treci la maximum experiența pariurilor sportive pe Betano și poți câștiga în luna iunie un premiu special. Betano. Jocul începe acum. Ce meci au făcut băieții Peri? Ce meci au făcut băieții? Da. Ce părere ai? Greu de comentat. Runda trecută a fost haos. Foarte rapidă, foarte rapidă. Băieți, te-a apăsat un buton așa de like să facem. A făcut două fraguri din PID acolo. Alea au fost cruciale acolo. Da. Chiar deci am rămas așa. Multe greșeli din partea noastră și... Smoke-ul ăla încetez, sfânt, firarele să fie au rămas. Să nu uităm că ne-au luat 12 runde la Tero. A fost nevoie de multă muncă ca să recuperăm. Trebuia să jucăm mai bine la noi contra pe Inferno. Pur și simplu a fost o jumătate catastrofală din partea noastră. Harta asta nu-i T-sided, dar cam așa a fost în meciul ăsta. Yes. Ce să zic?
Am pierdut ambele runde de pistoale, cred, dacă nu mă înșel. N-am apucat să vedem prima rundă de pistoale, că am sărit direct în în eco de după, în force. Am și câștigat un eco noi. Se pregătește câinele meu să latre. Nicio problemă. Băieți, o să vă las acum 30 de secunde să vedeți meciul. O să vedem unul dintre cele mai importante meciuri, No Limit Gaming și Vodafone Giants, și la sfârșit o să fie Looking for Organization și No Limit. Să vedem ce se va întâmpla, băieți. Să rămâneți acolo pe live, rămâneți, dați un like, să facem 700 de like-uri, încă 15 like-uri și totul este bine. Abonați-vă, intrați în giveaway. Da, a fost un meci frumos. Da, chiar un meci frumos. Acum arătam meciul ăsta, cred că avem o șansă mare să trecem mai departe. Practic, ei sunt alături de Nexus ultimele două echipe românești rămase în turneu. Da. Ultima echipă românească în afară de Nexus, da? Da.
Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. Are the feelings that we shared of it the best? Your relationships are never meant to last. Ce frumos era, ce muzică frumoasă ascultam. Salutare, băieți, și bine v-am regăsit. Salut, Peri. Salut, salut. Ce faci, Peri? Bine, uite, mă uitam așa pe net. Așteptam să înceapă, ascultam și eu muzica. Avem un meci frumos acum între Portugalia și Germania. Da, Portugalia și Germania. Am înțeles că un jucător de acolo jucă la Immortals. Da, vom vedea în ce formă sunt germanii și în ce fel îi putem compara cu românii noștri înainte de meciul decisiv. Poate vom avea și o surpriză să bată echipa din Germania, deși nu cred. Nu știu nimic despre ei. M-am uitat pe HLTV.org și nu-i găsesc, n-au meciuri active anul ăsta. Nu știu nici eu nimic despre ei. Așa că nu au niciun meci, ia să mă uit, poate n-am văzut eu, singurele lor meciuri sunt două, mai caut, văd doar două meciuri, au luat bătaie de la Virtus Pro și au luat bătaie de la Endpoint în 2020, au două meciuri oficiale pe HLTV.org pe care le-au pierdut. Vedem și banurile acolo, se banează train, să vedem, vom avea oare iar un Inferno? No? Nuke, wow, vom avea Nuke, să vedem Nuke. Cred că Fox o să iasă la rampă aici. Cred că va fi un meci rapid pentru Vodafone Giants. Să vedem cum stau băieții de la No Limit, să vedem dacă o să spună cuvântul. Dacă vom vedea după meciul ăsta, vom putea da un pronostic pentru Looking for Organization și No Limit. Dar abia atunci vom putea da un pronostic. Ce părere ai? Vom reuși să câștigăm un meci? Eu cred că da. Cred că băieții noștri sunt au tot ce le trebuie ca să se califice mai departe. Da, echipa aceasta NoLimit.gg face parte dintr-o organizație din Germania care are cei mai buni jucători de poker din lume. Echipa din Germania, vorbim aici de o echipă de jucători super talentați la turnee și la cash game, la poker, care s-au gândit să investească și în e-sports.
Eu le urmăresc, le urmăream streamurile la poker, fac streaming băieții pe poker, fac cu schimbul. Foarte talentat. Așa că sunt curios să vedem în ce echipă au investit ei. Să vedem, să vedem. Revin imediat într-un minut. Nicio problemă. Chiar sunt curios de băieți dacă au investit. Ce au investit și cum se va disputa meciul. Băieți, acum intră pe server, se pregătesc de măcel. Da, o mapă destul de city-sided, adică un avantaj enorm pe partea de city-sided. Așa, am revenit. Încă nu s-au conectat toți. Da, e o hartă la fel ca și Inferno. Destul de city-sided. Avem multe utilități care sunt folosite de obicei de city peste tot. Nu prea poți să intri rush. Mereu vei da de choke point-uri și de moliuri, da? Începe oficial al doilea meci din grupă. Și portughezii câștigă și vor fi city. Sunt foarte importante rundele astea de cuțite. Foarte, foarte importante. Din câte am înțeles de la Dan Horvi, este un fost jucător de la Immortals. Din Immortals, din câte știu, erau din Brazilia. Brazilia. Aici vedem organizația, după cum am spus mai devreme, este una de poker și e-sports. Sunt unii dintre cei mai buni jucători de poker aici în organizația asta, care fac streaming de vreo 2 ani și s-au extins și pe e-sports. Au investit mult în echipa asta, deci băieții se antrenează de ceva timp. Înseamnă că băieții se antrenează. Dar nu i-am mai văzut. Da, se antrenează ca lumea, au un gaming house, dar nu i-am văzut până acum. E prima oară când îi văd. E prima oară când îi văd pe băieți, din perspectiva mea. Să vedem deja, Fox știm ce poate cu AVP-ul. Da. Vedem 4 armuri pe CT și un diffuse pe Bloods. În partea egală 4 armuri și... Da, să vedem ce fac. Fox afară. Singur afară, singur acolo. Da, eliminăm jucătorul pe Orbi. 4 la 5. Teroriștii sunt toți acolo, la ei în bază. Stau toți în bază, poate au vreun boost și trec pe altă hartă, nu știu ce vor să facă, sincer. Acum se îndreaptă toți spre afară. Un pic indeciși, i-a dat Fox peste cap. Se pare că Fox a intrat. Era acum pe 250 acolo. Stă pe bătaie acolo, Renato. Supraviețuiește cu 60 și ia info, super important. Să fie pregătit aici. Va fi o măcel. Super telegrafiat atacul lor. Da, da. O să fie un măcel. Da. Mult prea telegrafiat și n-au nicio șansă cu aceste abordări.
fragul lui Fox i-a dat peste cap, le-a dat tot, toată celul acolo, cap, n-am mai știut ce se foarte face. Bine celul acolo se infiltrează, se ilucește cu un plan super enervant pentru portughezi. N-avea voie să câștiga runda, însă... Da. Parcă și data trecută când am văzut Nuke pe Betano a fost aceeași situație. Dacă mai ții minte. Și avem, din punctul meu de vedere, un bai aici al teroriștilor cu galiluri și Mag 10. Nu cred că e altă situație posibilă și da, asta vom vedea. Sunt mult prea puternice armele astea. Un pic mai avem și un AK pe Mali. Și nu, ce-i face tu în situația asta? Ești, ai pierdut prima rundă, ai plantat și care crezi că e cea mai bună abordare? Eu zic că ar putea să facă un full eco să-și iau toate utilitățile posibile, pentru că în caz că vor câștiga runda, echipa adversă tot o să aibă un force. Și ținând cont că e harta nuke, și un force e destul de periculos. Iese, dar uite, ne luptăm aproape de la egal la egal ca pe parte de arme. Mă rog, avem 4M4 acolo. 4M4 și un Mac. Dar nu au utilități multe. Foarte frumos. Foarte bine de acolo. Cu 2 eliminări și... Totuși e o situație de 3 la 3. Avem controlul și... EKFN cu un frag super important acolo, de la geamuri la de afară de la iar geamuri. E foarte important aici să-i vadă, foarte important. Avem toți jucătorii sus în heaven și un trade, EKFN face un frag. Ce părere ai de fragul pe care l-a făcut... Mi se pare că a făcut un pic mult prea wide de acolo de afară, PR. Renato infiltrat aici are șanse să câștige runda, dacă nu are un pic de ghinion, Terosi se duce în cabană și nu suspectează nimic. Iată, al șaselea simț îți spune că mereu adversarul va fi în heaven. Foarte bine aici! Malista nu vede bomba cum trebuie, nu știu ce a vrut să vadă acolo. 5000 IQ acolo, Renato, nu știu, nu s-a văzut bomba. Da, Renato, un offangle superb. Dacă vedea bomba, nu cred că se mai bătea. Nu cred că mai dădea challenge. Da, da. Și iată, suntem din nou puși în situația în care putem să cumpărăm. Baiul CT nu arată prea bine. Nu poți face altceva, asta ești obligat de situație, cumva. Orice rundă câștigată de orice echipă aici, își trimite adversarul un eco. Situația economică oricum controlată de portughezi în momentul de față, un început bun pentru ei, însă trebuie să lege două runde la rând, fără atât de multe trade-uri. O strategie destul de ușoară aici, nimeni nu pușează nicăieri, se ocupă harta încet, am luat afară 2, iar 3 înăuntru pentru Tero, pe partea ilaltă nimeni afară de la portughezi. Se riscă cu mulți, 2B, 1 Heaven... Nu-mi dau seama și unul așa. Eu cred că o să fie un meci ușor pentru băieții de la Giants. Da, vom vedea. Runda asta e importantă în economia meciului. Vom avea un duel aici pe secret între numărul 6 și numărul 2. Renato stă atât cât e nevoie să poată să facă crau și să dispară. A și văzut. Da, Renato, excelent. Aici face spray, spray acolo. Bine, dar... No limit, nu? Cecil nu face bine un crouch acolo spray. Foarte frumos, au luat aur. Situație de 2 la 2, surprinzătoare. Da. Va trebui să facă ceva aici. Nu cred că o să-l verifice, dar nu. Ba da, știe. Trage acolo Arvi foarte bine. Arvi, trage. O greșeală la boia lui. Bloods, uite, un flash. Nu știu ce a fost în capul lui, nu știu de ce credea că Bloods a plantat bomba. Nu se aștepta, cred, la... Nu știu, a citit situația greșit. Nici o lipsă de comunicare acolo. Și iată că avem un eco, le-a spart economia. Nu avem eco, da. Avem un force. Și runda trecută a fost destul de... echilibrată. Și iată că germanii recapătă controlul economiei. Poate să lege câteva runde. Ar trebui să fie atenți, mi-ar plăcea să meargă toți B sau execuție pe aia. Nu trebuie să se despartă prea mult.
sunt 4 pe afară și unul în, înăuntru care moare. Undeva pe, a coborât pe venți din A la B și a fost omorât. Să-l vedem aici pe Ecăfână, care este lider acolo. Se bagă W direct, nu mai stă pe gânduri. Au luat controlul și s-a ajutat acolo de Fox. Vedem foarte bine acolo catastrofă. Fox. Catastrofă. Cred că jucătorii portughezi sunt super experimentați și au făcut un double pick de la geamuri, cred că au venit fix. Nu știu, s-au rotit foarte repede acolo, lor. Jos în secret. Da. Parcă îi așteptau și grăbit acolo, ai venit. Da. Iată că războiul economic este câștigat de cele din urmă de portughezi. Nu văd un smoke foarte, un molly interesant acolo peste acea pasarelă. O rundă care nu prezintă prea mare amenințare pentru... Da, îi duc cu Neco. Plantul, dacă vor reuși să-l dea, ar fi maximul posibil pe care îl pot scoate băieții. O rundă destul de ușoară pentru portughezi. Dar Fox... Da, da. Cred că a fost greșită abordarea aia. Știm că adversarii noștri au eco sau force și mergem toți 15 afară. Un pic așa, joacă timorați. Respectă prea mult adversarul. Vom vedea un duel al AVP-urilor. Fox cu AVP pe partea de CT și Cecil partea ailaltă. Să vedem. Vor încerca să ucerească partea de afară. Renato, stau acolo pe site, ți ajută cu băiatul de afară. Pus stăpânire pe afară. Să vedem ce vor face. Da, un pic cam... Care un flash, foarte bun flash pentru Fox acolo. Fox îl elimină. Da, un flash excelent dat. A făcut fragul și s-a retras, pur și simplu. După un minut, Nemții nu au nimic din hartă. Abia acum încearcă să facă un push spre geamuri. Malista face frag afară, țineau cu 2B. Foarte bine acolo. Nopi își face un frag, frătea smoke acolo, a venit cu spatele la el. Da, exact. Iată, foarte aproape aici. Foarte aproape, să vedem, e sandwich acolo, Nopi. E sandwich, Nopi acolo, da, și moare. 2 la 2. 37 de secunde. 37 de secunde, au bomba, însă o rundă grea. Ce facem de aici? Cred că cea mai bună soluție ar fi să mergem în rampă jos B. Cred că asta și fac băieții. Dar ceva mai rapid, nu mai avem timp de walk. Trebuie băga run. Nu-mi place, da. Blot acolo aici... va așteptat. Cel mai probabil e foarte important ce va face Blot. Foarte cred bine, care Blood acolo. Cred că a făcut destule. Da, incredibil. Și... da, foarte bine jucat. Au stat prea mult pe Oak și n-au mai avut timp, a intrat disperarea. Poate era bine să meargă și sus, nu știu, dacă omor doi oameni sub Heaven, dacă mai poate să fie al treilea sus, dacă stau să mă gândesc acum la rece mai bine, dar uite, în timpul rundei și eu aș fi mers B. Poate era mai bine să urce, na? Nici nu știu. Da, într-adevăr. Deciziile astea sunt super importante. Și vedem un force buy de la teroriști cu... Doar cu pistoale și doar cu... Foarte bine, elimină pe Nopej de acolo. Și o rundă destul de interesantă, deja devine destul de interesantă. Bloț acolo vrea să ia puțin control al hărții. N-au armuri toți, ar fi simțit mai siguranță cu armuri, dar n-au armuri decât doi. Și o armă, sunt infiltrați pe afară, care obligă pe City să facă ambush. Iată un trade aici. Ce așteaptă Fox acolo? Dar degeaba, e omorât imediat de Harvey. 3 la 2. Și cred că runda asta va merge la Tero. Da. Cum arată, după cum sunt poziționați. Harvey brazilian aici în echipa germană.
nu știu cum se înțeleg ei în engleză. Târzie cu plantul. Renato, nu se poate așa ceva. Ce rundă, ce rundă. Sunt foarte agresivi portughezii, surprind tendenții aici. Și au controlul hărții, știu adversarul, nu prea are mari șanse să facă ceva ceva. Să puneți destul de bine arda băieții de la Giants. Da. E grea situația și vom vedea 98% din timp 6 la 1 aici. 99%. Procentul crește, da, cum merg secundele. Fiecare secundă. Da. Un eco bun. Puteau să câștige, cu... s-au grăbit un pic. N-au fost puțin cam agresivi băieții de la Giants. Da. Au încercat să ocupe foarte mult. De obicei joacă destul de spate. S-au băgat la rampa acolo și Fox a încercat să-și ajute pe echipierul să facă refract, dar destul de târziu. Nu s-au băgat amândoi deodată. Să vedem cu ce pregătesc acum ei tot. Trebuie să schimbe strategiile până reușesc să rupe de favor. Face oraș în main. Cu doi jucători main, care sar pe afară și surprind total. Foarte bine, frumos acolo. Aici Stelo, foarte frumos. Strategie mai veche de pe 1-6. Și noi făceam strategia asta. Surprinși total, ei și-au dat seama că nu ține nimeni afară. Nu știu ce face Fox acolo, de ce nu ține el afară, nu înțeleg. A mers pe la B, nu știu ce a făcut runda asta. E prea bulevard pe afară. Și iată că vom vedea scorul de 6 la 2 aici și economia nu arată prea bine pentru City. Vor avea un bai la următoare, dar nu mai pot să susțină încă unul. Fox acolo mai încerc el să mai... Atât de natural cu AVP-ul. Are mulți ani de experiență. Pare foarte dificil de executat un stil agresiv cu AVP-ul. Foarte greu, nu reușesc. 6 la 2. Și un ultim buy pentru City. În partea cealaltă teroriștii își mai permit încă unul dacă pierd aici. Și cred că mi-ar plăcea să vedem un pic de fake pe afară și să atace și ei la rampă. Cred că nu au atacat rău pe la rampă. O rundă statică, tatonare, schimb de utilități, se câștigă un pic de, iată, un frag cu grenada, cred că la B. Nu știu unde e Fox cu AVP-ul, cred că B. Portughezii țin cu 2 la B, au ținut cam rundă de rundă, 2 B, nimeni afară și... Poate unul singur care să ia info și doia au o abordare foarte diferită de ce am văzut până acum, deși au un AVP bun. Nopej e interesat doar să țină main, nu se uită deloc pe secret. Foarte bine acolo Bloods cu un antifrag. Iată Nopej cu acest off-angle îi surprinde pe teroriști care intra. Par să dețină controlul de afară. Triple kill pentru Selo, însă Fox închide. Nu se așteaptă la această defensivă cu 2B, 2 afară, unul singur, cred că ceva de genul ăsta. Au ținut unul geam, unul afară, unul A și 2B, foarte ciudat. Da. Off-angle-uri, din nou, e o tactică mai întâlnită de mine. Și vedem ultimul buy pentru teroriști. Contra, la fel, au cheltuit toți banii și ei pentru runda asta. Renato aici... Destul de interesant meciul, dar... Băieții de la NoLimit le lipsește ceva, le lipsește, nu știu... Au ceva ce le lipsește ca să ia mai multe runde. Păi n-am văzut nicio execuție A, nicio execuție B, nicio execuție afară. Acum vedem prima execuție pe aia. Intră, uite, avem prima o execuție, intră rapidă. N-am văzut niciuna. De asta e nevoie de execuții de... Nu avea voie acolo, Renato, să bată doi oameni. Fox acolo, eliminare, nu pentru mir. Da, o rundă simplă pentru băieți.
un retake simplu, însă din nou am văzut unele greșeli, nu era smoke afară și n-am văzut niciun molly heaven. Jucătorul, cred că un jucător a urcat de pe burlane sau era sus pe casă și a făcut două fraguri acolo. Da. Din nou un buy in, buy plus AVP la teroriști, eu credeam că nu o să mai aibă buy. Foarte frumos aici. Pe un obje, da. 4 la 5. E că fără 2 kill-uri acolo a dat-o cu ei. Îl avem pe fiar aici. Vedeți dacă mai reușește încă un kill. Nouă nu mai reușește. Maliția acolo de sus. Malis, da. Și Fox 1v3. Alege să păstreze AVP-ul, da. Vedem cam aceleași șanse la pariuri. 1.20 pentru Giants și 4.20 pentru No Limit. O rundă bună. S-au prins că au ținut doar cu un jucător pe ea. Da. Le-a mers până acum cu acest stil cu 2B. De obicei nu vedem decât unul singur acolo. I-au stat mult timp cu 2 jucători pe B. Nu vor să piardă rampa, le place mult să facă retake pe ea. Și am văzut acum 2 runde cât de ușor le-a fost să facă retake pe ea. Și din perspectiva mea e mult mai greu, sunt de acord cu ei, mult mai greu să faci retake pe B. Ca și contra. Economia celor de la Giants a fost în sfârșit ruptă, ei fac un force buy cu 3000. Au pus toți banii în runda asta, un mare încredere în Fox, care nu știu unde va merge. Să vedem, Fox va trebui să facă un pic. Fox va trebui să reducă din... un zid de smoke-uri și merg pe merge unul singur. Ai vrut execuția afară, poftim execuția afară. Da. Dar ce fac cu ea? Aia e întrebarea. Ce facem mai departe? Ok, am luat afară. Am luat afară. Da. Cum facem mai... split pe B. Că Fox e acolo în spate. Da, Fox acolo. E la Heaven. Nu mai îmi place să intru la B, dar e o bună o retragere. Să mergem prea. Jucătorul de afară de pe secret mi-ar plăcea să meargă undeva Heaven. Să încerce prin hangar. Jucătorul de afară trebuie să scoată runda asta. Să vedem ce poate el să facă, nu știu exact cine e. Foarte bine ține aici băieții. S-a investit mult ca să ajungă el acolo. Așteaptă destul de mult băieții de la No Limit. Să vedem, Nob de aici, ține destul de aproape. Fox acolo îi dă un leg lui. Da. Adversarul lui. Iată din nou acest push telegrafia la 30 de secunde cu run. Foarte bine acolo. Renato îi ține acolo pe toți. Un crosshair acolo, vedea că băieții... Ies în A, super riscant. Dar... Da, dar totuși o decizie destul de bună. Da, foc de gendar acolo cu AVP-ul. A contat foarte mult. Vezi cât contează o rundă în care salvezi un AVP, că poate să facă diferența. Da. Într-adevăr. A făcut 2 fraguri, a dat și un leg. A și ținut, a oprit push-ul la B inițial. Și vedem din nou cum au bani să cumpere runde de lucru. Vedem un rush, puteai doar să ajungem în vent. 3 jucători afară, un jucător în vent, n-am înțeles o asta deocamdată. Bloods aici are idee. Da, portughezii știu bine treaba.
surpriză la el, cine vorbi dacă face ceva cu AVP-ul. Mi-ar plăcea să-i văd că se luptă cu jucătorul care a fost mereu acolo pe scări. Nu știu de ce merg întotdeauna prin dreapta. Îmi place să iau și ușița, când am toate unghiurile. Renato acolo, Orbi, reușește kill-ul până la urmă. Pe Fox, se elimină pe Fox. Bro, sus pe site, n-am mai văzut poziția asta. Da, eliminat. Poi exact în mijlocul hărții. Situație grea pentru portughezi, se recupereze acum. Alex să salveze băieții, și... da. Alex să salveze. Interesant, Renato e low. Și iată că a mers. Vom vedea scorul de 9 la 4, 9, 6, n-arată rău. Dacă ar mai lua n-arată rău deloc. Să vom vedea două buy-uri, un buy full pentru City. Full, poate doar 4 arme. Mi-ar plăcea să văd un timeout aici, dar teroriștii nu au pus încă niciunul. O rundă destul de importantă pentru băieții de anul limit, o rundă cred că i-ar ajuta destul de mult. Renato acolo. Da, Renato acolo, cum trage Renato. N-are recul? Da, 10 la 4. Oraș telegrafiat. După cum spuneam, mi-ar fi plăcut să văd un timeout. Cred că au avut spawn-uri bune, au făcut din nou schema aia cu doi pe afară care sar pe silos și intră direct în main. Nu știu, important pe Horvi să aflu mai multe despre el. Da, a jucat la Immortals în 2017. Acum vedem o pauză, mi-ar fi plăcut să vină runda trecută, însă a venit acum. Stau bine la skin-uri, băi, din Germania. Da. Malik, un line-up acolo pentru o utilitate, cred. Din nou, Fox nu ține afară, el este jucător de B. Sincer, e destul de stresant să ai, să faci griji. Fox acolo încă o dată face picul și elimină... De peste creb, de fapt, a venit de câteva ori. Și au ei schema cu un flash care face pic. Care face Fox pic acolo de jos, da? Iese din nou chestia asta. Foarte interesant. Fox se tot plimbă de colo-colo. Unde vrea el și cam așa... 90 acolo, vine cu două refraguri fenomenale, Fox acolo bate prin perete. Îl bate pe Horby prin perete și Sellul rămâne 1 versus 3. N-are ce să facă, e ultima rundă, trebuie să ducă. Alege, cred că să se ducă în buză cel mai probabil. 3 la 1. Nu, se duce în secret. Are bomba, are bomba, are nevoie de... Are nevoie de un frag repede. Are timp, i-ar fi fost de folos să fie geamul deschis. Da. Să urcăm prin burlan, poate? Nu cred că e cea mai bună soluție să deschidem ușa, dar dacă va face trebuie să comită, se comită spre B. Facem un plan safe și va reuși să se retragă acolo înapoi. Are un jucător în burlane deja, o să aibă un 1 la 1 important. Da, auzit deja. Dar jucătorul l-a ocolit. Trebuie să o decizie bună pentru Selo. Da. O decizie destul de bună. Dar el ține ținta prin perete, e o greșeală făcută adesea de jucători de CSGO. Nu se așteaptă
Să nu fie pic pe lângă margine. Da, trebuie pic pe lângă margine, mereu, nu prin perete. O greșeală de poziționare a crosserului, părerea mea aici. Mușcă la 4, o jumătate perfectă, ne simțim foarte bine în locul lui Giants aici. Da. Nopeș are un spawn incredibil și cred că o să iasă, face ceva rush. Sparge geamurile, nu fac rush. Nu, pierde spawn-ul, Cred că e baiter, Nopeș. Da, probabil. E baiter. Auzi, chemă pregătită băieții pe site-ul ăsta, vedem. Da. Avem acolo două smoke-uri, două flash-uri, un nade și un decoy. Ei vor ataca B, se retrage direct. Foarte frumos, se pare că pe SESL în spate și merg pre B după aia, e o abordare foarte importantă. Un hei mâncat acolo, de Horvi. Fox acolo, iar reușește primul strag. N-avem mari șanse aici, să mai luăm luna. Două kill-uri Fox, trei kill-uri Fox. Salut! Salut! SESL și SELO din Ritec foarte greu. 4 kill-uri Fox acolo. Îl lasă, lasă să facă aici. Nu lasă. Incredibil Fox, dar 34 de ani dacă spun bine. Din nou top fragger. E important cupa asta și pentru ei. 10.000 de euro. Nu sunt de acolo, da. Vor avea oricum ceva rezistență mai puternică în următoarele zile. În curând, probabil în vreo 20 de minute vom putea vedea pe PF.org contra No Limit Games. Și după cum arată noi, ăsta o șansă mare la LFL să câștige, să se califice mai departe. Să nu... mai bun. Da, totuși harta Nuke, totuși Nuke este... Zic doar. Au luat multe runde pe Terror Inferno totuși ai noștri. Nu e ușor. Da, într-adevăr. Aș zice că e mai greu decât pe New. O să fie un meci interesant în oricum. Dar harta asta se va termina repede dacă continuă așa. Fox acolo surprins de Harvey. Harvey. Flash destul de interesant acolo. No page. Da. Se bagă peste 1 la 1, nu are kit Horvi cel mai probabil. E obligat să salveze Horvi. Dar Blood nu-l lasă, îl ia în mormânt. Se duc amândoi în mormânt. Foarte bună rundă. Nu, să nu uităm că i-au forțat runda trecută, acum trebuie să facă eco și va fi 14-4, cel mai probabil. Teroriștii sparg geamurile de la începutul rundei, de fiecare dată, portughezii, pentru a nu telegrafia un atac mai târziu, să spargem geamurile și să dăm. Îi sparg mereu înainte, sparg din bază geamurile acolo. Și în cazul în care vor să facă execuție pe aia, băgăm de spart în detaliu doar. Fox acolo romoară pe Renato, îi spune gata Renato, la cât bait ai făcut din timpul să mori? Iată-l pe SELO cu un flag foarte bun. 4-2. Situație de 4-2, surprinzătoare, nu știu cum... Cred că Giant să-și însușească runda asta. 3 de afară și smoke-ul ăsta este nimicitor. Nu știu câte glanțe mai are Blood, riscă și lasă difuzul să treacă, să piardă runda. Face un difuz de 10 secunde acolo. Da. Riscă. O decizie bună. S-a riscat puțin cu difuzul de 10 secunde. Da.
prima rundă de bai completă pentru City, iar în partea ilaltă teroriști și Neco după acel fort bai pierdut. Poate fi trecut un comeback pentru germani. Bai frumos, Dyer, alisese-l. O rundă ușoară, da? 13 la 6. Economia lor arată foarte bine acum. Băieții pot să revină. Să vedem ce vor alege să facă portughezii. Cred că mi-ar plăcea să văd o execuție pe ea. După ce am luat afară cu flash-uri, cu moduri. Să vedem. A păsat acolo Renato și eliminat în cele din urmă. De căfână. Da. Să vedem dacă Fox va decide să-și apurar pe partea de Tero. Mali ține foarte foarte bine aici, au și un om avantaj. Este un jucător infiltrat. Fox a jucat la SK Gaming. PLQQ Bloods, cred, Bloods face un curat foarte important pe secret. Nopej la fel la ușă. Site-ul are este liber. 3 la 2 cu Molly sus. Pe căfână pușează acel Molly și lasă pe echipier, lasă pe echipierul său singur într-un 1v3. Câteva trade-uri cumva, poziționare unionistă pentru City. Cât de important a fost acel frag pe secret 1-1. Da, Fox a jucat la Major în 2017, mi s-a comunicat acum, la E-League 2017. La DreamHack. Da, un jucător foarte vechi, un jucător cu experiență, care a reușit să învingă echipe pe cum FaZe, Virtus Pro și multe altele. Eca până eliminat de Renato, Paulinia face fragul și băieții pun stăpânire pe teritoriu. Se aruncă două molotovuri acolo în ven, nu înțeleg, cu o lipsă de comunicare. Doi jucători sunt în heaven. Fox aici invechează. Cât de bun este acest off-angle? Nu știam că e atât de bun, de jos în sus. Da, pentru heaven, nu? E o poziție pe care am învățat-o și eu acum și o să stau mai des aici. Însă ești cam mort în fața unui pop-flash. Da, ești cam papa. 3 la 3. Să vedem dacă băieții, cred că Alex să vină, dar o să vedem o luptă crâncenă aici. Borghi acolo, le elimină. Free fire aici. Renato 1 la 1. E doar să tragă de Mali. Foarte bine Renato aici. Foarte bine. Mali vrea doar să-l omoare, să-l ia cu el pe Renato. Da. Mă crezi că am căzut într-un combat băieților de la No Limit la 306? Nu, nicio șansă. Nu, păi, nu prea ai cum să faci combat pe Nuke, pe Tero versus net superioare. Și aici, din nou, jocurile din picioare a într-adevăr. Arată cuvântul pe termen lung. Nu fac greșeli, fac trade-uri extraordinare și înțeleg bine rotațiile. Poate te joacă cu copiii ei. Da, într-adevăr. O lecție de CS, dacă mă întreb ce o să înțeleagă, sunt sigur la cât de conștiincios sunt germanii, sigur se vor uita peste acest demo. Da, într-adevăr,
Au făcut câteva greșeli acolo. Vor discuta săptămâni întregi despre meciul ăsta între ei. Aici trebuia să faci asta, aici trebuia să faci asta. Uite pe Fox ce poziție aici. Nu poate fi văzut de sus. Nu prea. Să vedem, aleg băieții, dau așa un rush. Nu încă. Și iată, vedem cum abordează portughezii runda. Cred că se așteaptă un flash. Un sigur flash se așteaptă. Selo. Ce glonț ești la Renato acolo. Abia aștept să intru să mă joc, pentru că partea meciului. Ce să fiu. E că fără elimină pe... LB Fox face un pic. Doar de info. Ia un pic de informații și se retrage. Opa, vorbit, nu cu frag. Situație de 4-2, grea, nu? Pești trebuie să planteze rapid. Pentru a nu grea, dar nu e posibilă. Maliția acolo. Site acolo. Era ascuns în site după cutii. Maliția e un un spray bărbătesc vechi, dacă știi. Da, da. Erau ceva reclame. Da. Ciocolata Poiana. Un forceball al portughezilor, își lasă, nu își lasă niciun bani, de toți banii, i-au fost respectați. Cred că vor face o intrare la A mai târziu. Da? Prin total aici, acolo. Trei duri favorabile. Cred că fănu cu un double kill foarte 2 la 2 acolo, o rundă destul de rapidă. Hop, ești. Despre care vorbeam mai destul devreme. Destul de riscant. A dat un pop flash perfect, nu vedea nimic jucătorul din site de jos. Ar trebui să-mi văd și eu astea. Stau, încă mi-e greu cu utilitățile să le învăț. Tu cum stai cu utilitățile, nevreau? Nu prea stau bine, să zic sincer. Mai e flash una alta, dar nu prea mă omor cu ele. Full eco, băieții de la Jets. Da, de asta te-am întrebat de utilități, că nu se întâmplă mare lucru runda asta. Da. Și special nou. Și aici portughezii au o șansă să închidă harta. Fox cu un spawn super bun. Mi-ar plăcea să-l văd că iese pe la ușă. Merge prin bulane sau... Să vedem unde Fox se ducă cu spawnul pe care îl are. Cred că va ieși de la ușă, cum ai spus tu. Au cătărat portughezii, da, s-au cătărat. Are cel mai bun spawn de pe hartă și s-a infiltrat cu 53 viață, care iese afară să curețe secretul. Cred că iese ceva la... Renato. Iată acolo... că au coborât mai mult, e bulevard pe burlan acolo. E bulevard la burlan. Nopej acolo, se bagă aproape, nu știu ce vrea să facă. Scoate cuțitul, n-am înțeles-o pe asta. Fox pe secret acolo. Iar foarte Fox bine. Acolo, două eliminări. Cred că s-a... La unde e Nopej acum și ce info au luat, cred că harta asta că am terminat. Da, deja știe, la revedere. Și Nopej închide da. Pe cea mantea. Frumoasă harta și cred că în 10 minute maxim vom vedea ultimul meci din grupă și pe românii noștri care vor încerca să-i învingă pe germanii de la No Limit. O să fie un meci fenomenal. Susținem România să vedem dacă vom reuși să câștigăm. Văd șanse, dau șanse, sincer. Uh-huh, uh-huh. Și eu zic, e strâns. Nu joacă rău nici germanii, dar... Este momentul să treci la maximum experiența pariurilor sportive pe Betano și poți câștiga în luna iunie un premiu special. Betano, jocul începe acum. Betano, jocul începe acum. Da, băiți, nu știu ce părere ați avut voi despre meci, dar Fox și-a spus cuvântul.
a avut niște picuri fenomenale, senzaționale pe care le-a făcut. Și acum avem ultimul meci pe care îl așteptăm, România va juca, probabil se votează, acum o să întreb. Poate o pauză acum de câteva minute, știu eu, au mers la baie băieți după meci. Să vedem acum. Va fi veto, cum știu eu, așa cum funcționează. Da, cred că 5 minute durează veto și să vedem ce artă vor alege băieții să joace, chiar sunt foarte curios. Sunt foarte curios și tu ce zici, Peri, ce părere ai? Păi, na, vorbind de meciul de pe Nuc, a fost 11-4 teroriștii, na. Giants au câștigat 11 runde pe contra, dacă nu mă înșel. Și au asigurat o jumătate mult prea încrezătoare. S-a văzut o diferență mare de înțelegerea jocului, pur și simplu. Au avut și un stil super neortodox, n-am mai văzut așa ceva. Doi care țineau constant la rampe fără să se miște de acolo. Da. Unul pe afară. Fox nu prea a stat cu AVP-ul din locurile convenționale, cum ar fi hangar sau city base sau în spatele... Să vorbești puțin mai tare, Peri. Puțin de tot. Sau în spatele silozului. N-au stat pe acolo, perfect. A stat pe secret, a stat pe B. I-au surprins total cu felul cum au apărat și... ei practic au jucat un retake pe A, ne lăsând prea mult spațiu pe B. Și asta mi-a plăcut, au avut mai mereu un om pe secret. Au controlat foarte bine acele push-uri pe venți ale teroriștilor și au asigurat o victorie frumoasă din punctul meu de vedere, fără prea mari emoții. A fost destul de lejeră victoria lor și asigură oficial un loc în sferturi. În ultimele 8, nu? Sunt... Da, mai avem... Deci Vodafone Giants au două victorii. Rândaveraj s-au calificat 32, mai departe. 32 cu 21. 32 luate, 21 pierdute. Și să vedem acum Left 4 Org. Va trebui, sunt obligați să câștige versus No Limit. Este meciul decisiv pentru că Giants are deja două victorii, deja ei sunt calificați 100%. Nu poate să-i mai oprească nimeni. Și revenim cu meciul românilor, băieți. Fiți pe fază, like acolo, nebunie rău de tort și revenim cu meciul. Revenim cu meciul, băieți, ultimul meci, cel mai important meci, să vedem ce fac băieții noștri de la Left4Org. În 9 minuțele revenim cu meciul, băieți. Perfect. Into
Am revenit, băieți. Peri, ce faci? Salut, Peri. Salut, Peri. Se pare că Peri nu vrea să mai fim prieteni. Nu este nicio problemă.
Avem ultimul meci, băieți, ultimul meci acum, România, mâinile în aer. Avem ultimul meci, să vedem ce se va întâmpla, ce vom face. Să sperăm că băieții sunt pregătiți, că vor face un meci mare. Aștept un meci mare din partea românilor. Așteptăm acum, mai este puțin și o să avem și veto imediat. Să vedem harta pe care o vor decide băieții. Sper că vom vedea un miraj. Vreau să văd un miraj. Dar acum nu depinde de mine. Vom vedea. Se pare că și-a revenit și webcam-ul. Dacă ne-am vedea așa tot timpul ar fi perfect. Ne auzim bine, totul bine. Nu uitați să apăsați butonul și de like, să vă înscrieți la giveaway acolo, băieți. Foarte, foarte, foarte important. Să vedem. Este Peri puțin, ne-a părăsit acolo încă puțin și dăm drumul la veto, băieți. Eu sunt gazda dumneavoastră din această seară, această mirobolantă seară. Știu că toți vreți să ieșiți afară, dar mai aveți puțină răbdare până la sfârșitul celui de-al treilea meci. Să vedem ce se va întâmpla. Hai România, România, trebuie să ne calificăm. Trebuie să ne calificăm, să facem o figură frumoasă, să fim două echipe românești. Nici nu pun probleme că Nexus nu se va califica, cel mai probabil o să se califice destul de ușor. Imediat o să avem și veto. Acum mă uit de veto, băieți, să vedem ce se întâmplă. Da, avem și veto. Se banează 3 NLG, banează 3, probabil se va bana Nuke. Nimeni nu mai vrea să joace Nuke, cel mai probabil. Da, se banează Overpass. Se banează Vertigo. Să vedem dacă băieții nu vor bana Inferno, cel mai probabil, da. Left Org banează Nuke. Se banează Dust 2. Și avem de ales între Inferno și Miraj. Într-adevăr, se joacă Miraj. O să-l vedem acolo pe Chunky și pe Raga Unleashed. Chiar sunt curios. Să vedem ce se va întâmpla. Avem Miraj. Să vedem, Doamne ajută. Și să vedem. Cred că românii se vor califica. Sper, Doamne ajută. Da, băieții deja sunt pe server, foarte rapid, băieții. Au intrat imediat pe server. Da, se dau și lamele. Să vedem cine va câștiga la mele. Va avea și un avantaj. Cine va câștiga la mele va câștiga și Huff-ul. Hai să vedem că până acum am prezis bine. Și băieții noștri câștigă prima jumătate. Hai să vedem. Hai să vedem, dragi prieteni, hai să vedem. Vedem aici trei jucători care se îndreaptă către site-ul B. Mi se pare destul de interesant. Chunky, singurul jucător care ține site-ul A, face acolo niște picuri, se ia informații din rampă, vede un jucător în rampă, vede doi jucători în rampă, se retrage, anunță informația, l-avem aici pe Raga care ține crossul din junglă, se face execuția, se dau smoke-urile, să vedem aici, se ocupă site-ul A, jucătorii pușează CT-ul. Vedem aici pe FNK și pe Zeus care e mică pe Malicia. Trei fraguri FNK acolo, foarte frumos de take-uri pe care le fac băieții. Avem pe Chunky aici, el elimine și ultimul jucător este Hardy. Se dă smocul pe bombă, zic, o rundă fenomenală. Hai România, o rundă fenomenală pentru... Acum am revenit și eu, se pare că au venit la noi acasă de nemții pe Miraj. Din harta noastră. Da. Mii de meciuri pe Miraj ale românilor. Un început excelent, vedem un force buy clasic acolo după un plan. Ce rundă bună au făcut românii noștri. Fenomenal retake. Sau au foarte bine acolo Zeuți, foarte bine elimină pe toți.
pe mid, dacă nu mă șel, Zeus se bagă pe Zeus. Nu uităm că aveau arme. AK-uri și galiluri. Da. Chunky acolo foarte bine. La 0 și îi trimitem într-un eco, într-un, mă rog, un forest bike cu Deagle armură, dacă vor. Mă întreb când va apărea AWP-ul pe Raga. Pe Raga, nu știu, un corundă de eco. Aici 5 Deagle, nu 4 Deagle. Fără armuri, fac rush short, deja trei infiltrate acolo. Foarte bine, Maliția aici îl omoară pe Ragamuffin. 4 la 5. PNK îl surprinde pe Maliția acolo. Foarte bine, trage Zeus! Nu trage de foarte bine Zeus acolo, noroc cu Edim că face 2 eliminări. Rezolvă situația cu Molly direct în dinții teroriștilor, sau la picioarelor, mai bine zis. După cum vedem, Edim se dovedește un jucător bun în... se potrivește... Da, a avut dreptate. Despre FNK și Edim, doi jucători destul de buni, talentați. I-am văzut în calificări și au strălucit. Edim vine de la echipa Redfear, care a reușit să-i învingă săptămâna trecută pe Nexus. Pe Nexus, da. Și care apoi s-a destrămat de... a fost destrămată de Game Agents și de... Lufthorg. Mie îmi plăcea mult cum arăta echipa aia. Chiar și o echipă înainte care a fost la fel Redfear, am vins pe Nexus în Rel. Mie și echipa asta îmi place cum arată, sincer. Da, da. O rundă super importantă. Aici se ocupă mid-ul, da, o rundă se ocupă jumătatea, ca de obicei. Control mid. Trebuie să aruncă aici niște flash-uri, se ocupă foarte frumos smoke în conector. Te dă un smoke în Julie. Și avem aici pe FNK destul de tricky băgat în conector. Probabil se va da un flash ca să-l elimine pe FNK. Să vedem. Edim aici foarte interesant, e băgat leader-ul. Să vedem. Se aruncă o grenadă acolo, un aid. Se dă damage cu nade-ul foarte bine, 39 damage. Edim aici îl vede, se aruncă un he foarte bun. Nu, un he bun o să fie acolo. Da, și elimină FNK acolo, foarte bun crossfire-ul pe care l-au făcut cei doi jucători. Știu informație bomba. Importantă știe acolo. Știe că mai are un jucător jos, se cere flash-ul din A. A trebuit să vină flash-ul din A. Da, FNK bate, FNK. Tare peste Dim acolo și le elimină foarte bine. Agresiv pe jumate. Chunky bine de tot se bagă peste Horvi. Și avem 1 versus 4. Mali nu știe. Bomba este picată în zona midului lângă Julie. Și probabil băieții se așteaptă aici. Să vedem. Raga acolo, cred că o să-l elimine cât de curând. Da, simți Raga foarte bine și elimine Raga. Un început perfect. Foarte bun, perfect, chiar perfect, bine spus. Germanii nu știu de noi, cred, foarte multe. Nu știu că Mirage e harta noastră. Harta românească, Mirage, fostul cash. Da. Mirage a devenit noul cash. Un singur jucător, iată, aba nu, am crezut că e singur Raga aici. Nu încep cu un Molly. Teroriștii fac un buy, un force buy-ul clasic cu Deagle și armură. Da, probabil, cum luat și runda asta. 70% e runda noastră, după cum văd eu aici că de Edim Molotov-ul. Foarte frumos, Edim acolo așteaptă. Se dublează cu Zeus. Edim acolo, da, o rundă excelentă. Perfect, băieții. Excelent timing-ul și timpleiul pe care l-au băieții și de la Left 4 Wall. Și utilitățile folosite perfect. Da, s-au folosit toate utilitățile, într-adevăr. Edim acolo a jucat excelent. Și teroriștii au, nu au AWP, de fapt au AWP pe Sessel. Ba da, vedem ce vor Sessel are AWP acolo și Raga. 3 spre B, casă B, repede. 3 spre B, un... Edim nu cred că va mai face jump-ul. Ba da, stare Edim acolo, puțin riscant. Nu, înainte să arunce un hack care îi rupe pe... I-a rupt bine de tot. 50 damage, da? Foarte important. Foarte important un hack, ca să vezi.
Zeus acolo, probabil așteaptă flash-ul să ocupe mid-ul. Zeus, nu mai trebuie flash. Te bagă peste Zeus, bă, W. Două eliminări acolo. Raga se uită foarte bine under. Probabil îl va prinde și incredibil Raga. Se joacă băieții cu ei. Da, FNK acolo, îl elimină. Se dă molotovul acolo. Uită până. Se bagă FNK destul de agresiv. Da, și vine Raga. Raga prin moli face fragul aici. Da. Super, super important ce a făcut Zeus acolo. Primul jucător ucis început... avea AWP, însă nu s-a aștepta la offangle-ul ăla. I-a venit destul. Sunt bine de și cu economia. Teroriști au rămas cu... 4.000, cred că vor lua AK cu... Am rămas cu 35.000 de dolari rămași. Deci vom avea de cumpărat aproape două runde, o rundă jumătate. Dar mă surprind, aveau 3.900 și 4.000 și au ales să ia... Raga, ce frumos așteaptă Raga acolo! A măsurat exact secundele. Da, excelent, Raga. Foarte, foarte dificultat acolo. Maliția acolo, elimină pe Chunky. Trei jucători din casă și unul din rampă, au. Maliția cu 3. Acel Galil, incredibil. Incredibil, joacă Maliția cu acel Galil. Zeus acolo prins. Edim. Vedeți pe Edim aici foarte important. Se duc la B, băieții, cred că fug la B. Da, băieții fug la B. Raga nu prea îl văd foarte multe șanse. Trebuie să ia AK. Deci nu știu ce face aici. Da. O greșeală a lui Edim aici. Nu trebuie să mai se bage acolo pe stii. S-a băgat Edim, n-a vrut să-l aștepte pe Raga, într-adevăr. Raga tocmai ce venea în spate la dublaj. Nu știu, Edim oare putea să se retragă spre... Normal, a făcut. Nu trebuie, putea să stea și pe loc să-i țină, dar s-a băgat. Da. Putea să se retragă, da, abia... Doi jucători în fața lui în conector. Raga trebuie să luăm runda asta. Neapărat. Au și recuperat AWP-ul pe SSL. Un buz la short acolo, n-am mai văzut. Ca pe Dust 2. E că până aici cere un flash, dar nu se bagă nimeni. Doar la cerul și atât. Pentru conectorul ăsta o să fie surprinse că fână de buzul ăsta. S-au dat jos băieții. Foarte bine acolo, Zeus încearcă un spray transfer. FNK foarte bine elimină. Și avem 4 la 2. Uraga din nou cu un frag din City Base către rampă și știe pe jucătorul la Tetris. A băzut și stările. Foarte bine Raga. Foarte bine Raga acolo. Ce face Raga cu ei? E prins la mijloc, trebuie să recuperăm la foarte bine. 7 la 1. 7000 pe Mali. Foarte bine stau băieții pe picioretă. Aleg băieții să dea un rush în rampă. Să vedem, să aruncă molotovul, sesă la acolo. Ia ceva de mage 25. Nu știu de ce nu vine smoke-ul odată în rampă. Un moli super ciudat acolo în mijlocul nopții. Iar din molotov. N-am mai văzut molotov. Mai mult de 50 viață. Chunky și-a luat foarte un leg acolo din rampă și-a luat informații foarte bune. Ai văzut doi jucători în rampă. FNK poate să facă ceva aici. Așteaptă FNK cu echipierii. Să vedem. Situația de 4 la 2. 4 la 3. Tine, Dim, 3 la 3. Nu greșește aici pe Dim. Foarte bine Raga acolo. Revine cu probabil și FNK două fraguri. Rămâne SSL 1 vs 3 și va... E speriat acolo. Da. Are au început tare băieții. Au început destul de tare. Și iată șansele Betano. Care ne văd pe noi favoriți. Surprinzător. Se pricep destul de bine băieții de la Betano cu șansele. La cote, da. Da, nu știu. Cote, până acum au doar mai cote corecte, n-a fost nicio surpriză. Practic, băieții de la Betano știu ce se mai bine ca noi. Da. Cine face cotele. Nu știu cine face cote, dar niciodată n-a câștigat o cotă mai mare. Deci au dat băieții primanii. Da. Un tactical timeout?
pus de către No Limit Gaming? Probabil, era nevoie. Era nevoie. Joacă destul de agresiv No Limit, probabil spun că o dăm cu ei. Mi s-a întâmplat pe hata asta, spuneam soluții. Da, băieți, țin foarte. Ce părere ai de Echo la 4000 bani? Tatero. Mi se pare fenomenal aici. Să vedem pe Raga, timing-ul de Raga acolo. O eliminare. Se uită acolo pe ceai, e obligat, face un kill. 2 la 2. 2 la 2. O rundă rapidă, o rundă. Un split shot cu un B. N-a ținut mid-ul nimeni de la. Ratează SS-ul acolo și probabil îl va costa. Al nostru a venit pe marginea aia sus și l-a surprins. Testul ratează de două ori, l-a costat runda pe testul acolo. Și foarte bine, cherry take bun. După cum spuneam, FNK excelează. Chunky a avut un traseu super ciudat, nu știu dacă ai văzut. I-a venit sus pe marginea aia acolo din short. Și la fel FNK îl strafează acolo în bucătărie. S-a băgat cu flash acolo în smoke, în short. Da, da, i-a ieșit sus pe marginea aia. Știi că e o margine acolo la short? Da, știu, exact pe marginea mers. Și a venit pe margine sus, da, și l-avea ținta. I-a ieșit ciudat de tot, Chunky, la short. Și la fel și FNK a făcut 3 full, l-a omorât pe AWP-ul ăla. Vedem uraș mid aici de la băieții noștri. Care cam oprit. Nu știu dacă s-a infiltrat sau nu. Face spray FNK destul de greșit acolo. O decizie bună acest rush. S-au grăbit puțin băieții să-i surprindă. Vezi, asta este greșeala românească. Asta e greșeala românească, nu-mi displace, dar am impresia că, de fapt, nu știu ce să zic. Păi, dar problema e că erau doi jucători jos în... Probabil l-au mai făcut asta la prac. Pușul ăsta probabil l-au mai făcut la prac și le-a mers, le-a ieșit, da. A stat cineva anti-flash, s-a așteptat, da, s-a dus un băiat cu capul în perete, a mai venit un băiat din conector și s-a așteptat flash-ul din A, ca să poată să se bate amândoi cu mid-ul. Cred că asta a fost tactica. Da. Au venit prea mulți, i-au făcut rush-ul. Au venit prea mulți și prea rapid, da? Traseul. Da. Acum avem ultimul bait, trebuie să o luăm pe asta ca să nu ne trimită Neco, nu vrem să le dăm prea mult spatiu germanilor. Foarte agresiv băieții noștri, foarte agresivi. Știu bine se joacă, harta. Se ajută foarte bine, da, asta ajută. Au și skin-uri frumoase. Raga acolo, două elimină Raga, trei elimină Raga. Îi distruge Raga acolo, pur și simplu. Nu vrea să se retragă din rampă. Da, și Zeus îl vede. Oricum, 10 la 2. Nu înțeleg strategia teroriștilor. Nu înțeleg ce se întâmplă în meciul ăsta. Eu n-am mai văzut un meci așa de mult. Deci foarte rapid. Deci rundele se termină 30 de secunde. Toate rundele se termină 30 de secunde. Le e milă de par niște începători, băieții de la No Limit. Tu ai spus că sunt o organizație destul de mare. Da, la poker sunt super buni și au investit și în CS. Testul acolo, nu înțeleg ce face, pur și simplu a ratat cu polarul foarte mult, SS-ul, dacă știi pe B. Da, și ai noștri nu fac greșeli, nu se bagă, nu permit picuri, nu fac greșeli acolo la rampă. Da, nu prea. De straight forward cu molly direct, smoke imediat după, nu greșesc, nu i-au permis să AWP-ului să facă nimic. Nu găsesc soluții nemții până acum. Cam ăsta e numele jocului. Cât poate să însemne o rundă de cuțite câștigată. De importantă. Da. Iată, foarte importantă, da. Zeuț acolo, să vedem dacă îl va observa. Nu prea are cum. Mali infiltrat, o să vadă țeava sau nu? Ne gândim care avantaj Mali aici. Să vedem cine face primul pic aici. Da, elimină Mali pe Zeuț. Edim vede că nu e nimic la B. Raga acolo se bate cu maliția și le elimină. Rezolvă 4 problema. 4 la 4. Băieți, fac intrarea în B. 3 jucători care intră la B. S-au flash-uit singuri, pur și simplu. S-au bătut singuri acolo. Situație de 3 la 2. Setul care avea acolo bucătăria. Nu cred că e bine să o lăsăm. Greu retake-ul ăsta. Sesel are acolo un timing destul de lent și a dat, nu știu dacă și-a dat seama că e deja avansat.
Orvi acolo în spatele lor, cred că e jucătorul cheie. Da, runda asta se cam termină aici. Da. Două kill-uri pentru Horvi înainte să, cred că mi-ar să se termine runda. Eco aici, un full eco pentru ultima. Totuși 10-5 da? Peri nu este un scor rău, să zic sincer. Nu este, nu este. Nu este deloc un scor rău. Ce flash bun. Singur rămas Selu aici în rampă. Da, două eliminări. Noi Harvey cu Harvey acolo ce glonț dă prin perete. One tap din mișcare Neo. Edim are una acasă, vedem dacă va reuși ceva cu el. Edim acolo reușește primul kill. Bomba este picată, să vedem ce face Edim. Are armură. Are armură, are armură, amândoi în același timp, am zis. Are armură, Eddie. Ratează stesele acolo. Se trage ca mine cu AVP-ul, deci, n-am văzut AVP, nu vreau să spun ceva, dar a fost stesele destul de rătutit așa cu polarul. Da, n-a fost n-a fost ziua lui, a spus și simplu. Amuzat cum a tras stesele acolo. Deci l-am văzut și i-a tras, n-a mai stat să pună scopul, n-a mai făcut nimic. Raga acolo cu polar, să vedem. Băieții se îndreaptă destul de tare la B. Să vedem cât de repede se va termina runda asta. O rundă importantă. Cu moral pentru momentul. Două moliuri în același loc. Raga acolo, ce pic face Raga acolo, pic de milioane. Însă situația e de 4-2. I-au surprins pe nu știu ce pic a făcut Raga acolo, dar a fost next level. Zece la 5. Am avut un streak de 10-1, dacă nu mă înșel. Nu, 9-1 a fost. 9-1? 9-1, da. Să vedem ce o să vedem oraș, cred că o să vedem oraș. Da, o să vedem oraș, eram sigur. Oraș B ca pe... O să vedem oraș. Nu, nu, e un split jumate cu... E un split mid cu jumate cu smoke-uri, sunt două smoke-uri acolo. Face sister acolo niște shoulder pick-uri. Super importante, de altfel. Pentru că un pic de damage și acolo. Ai noștri sunt, se răzgândesc, erau mai mult spre B, acum au decis să trimită un singur jucător pe A și toți se îndreaptă spre B, unde îi așteaptă doi jucători, avem un jucător în City Base care ține jungla. Destul de interesant stau acolo băieții la B. Văd o șansă de 80% pentru băieții la No Limit. Depinde dacă e că FN-ul să-și a headshot aici. Chunky ăsta ar putea să se retragă să... Pragul lui Chunky este super important. Da, e că FN acolo, nu înțeleg. Să vedem dacă îl vor verifica pe Mari. Bănuiesc băieții că mai e un jucător aici. Iată că ne retragem de la B foarte bine. Chunky a decis cu aceste 250 rotații. Chunky știe acum. 40 de secunde, nu ne permitem prea multe... Foarte bine Chunky aici. Ține apăsat cu pe 250. Ba merge la A, ba merge la B, nu mai înțelege nimic. Ba nici noi, nici ba... ei, nici contra nu înțeleg. Nici ei nu mai știu ce se întâmplă. Zeuța aici a infiltrat. Până la urmă le-a ieșit. Până la urmă le-a ieșit. Le-a ieșit până la urmă. Chunky crucial aici cu două fraguri. A fost un triple fake. Da. A fost un triple fake acolo. Chunky nu mai are răbdare, vrea să se bage peste. Or să vină fragurile la el. Edim acolo un kill, două kill-uri. No, Chunky vine acolo cu pe 250 magic. 11-5.
iată că vom vedea o rundă de Force, s-au cumpărat de toți banii germanii. Scout, 3 Eagle și un CZ acolo. Teroriștii noștri nu merg cu nimeni pe aia. Au un mid control și îți va jucători spre B. 2 under, 1 mid și 2 casă B. Corvi acolo, nu, e cu până acolo cu un scout. Trage zeuț, se elimină pe... Un mid take foarte interesant cu... 2 jucători prin under. Drag, aici, vedeți tot foarte bine. Foarte bun split-ul, foarte bun split-ul, se vede pe FNK aici. Prima eliminare FNK, mai știu, știu și pe... O, nu, le elimină. Foarte bine Chunky acolo, încă puțin și avem calificare. Da, scorul devine 12 la 5. Îmi place ce văd până acum. Și mie îmi place mult ce văd. Vedem ce smoke va arunca Chunky, nu? Unde se duce smoke-ul ăla? Vede ceva conector? Conector, da, imediat îți spun. Full eco pentru băieții de anonimit aici, se bagă FNK W. Nu știu ce Julie, cred că-ți mocu. Nu l-am văzut. N-am mai văzut. 13 la 5, ce șanse mai dai băieților de anonimit să revină? 20% probabil. Suntem mari favoriți aici. Și din cauza moralului, jucătorii români sunt foarte buni dacă încep bine. În general, echipele mai tinere sau echipele mai noi depinde. FNK a lăsat în 2 HP acolo, nu le-a ieșit nimic până acum. Pușa lui Edin pe B, super enervant. Deschide site-ul B cumva. A luat super mult info, face de 2 la 3. 3 la 3 de fapt, pentru că are prea puțin să-l văd. Da, 2 la 3 la 3, eu l-am văzut pe FNK. Mi-a scăpat, 3 la 3. O rundă posibilă pentru Leford. Cred că au info destul de bună acolo pe B. E că până aici, foarte important. Îl ținut pe FNK în față și cred că va fi omorât din... Dar am avut un pic de noroc că nemții fac rotația. Trage acolo, e că până. La mașină, situație grea pentru ai noștri. Draga, prima eliminare. Să vedem pe Chunky aici dacă va străluci. E pe amândoi. Greu. Iese SS-ul în sfârșit la rampă. Și vom avea un buy, au mulți bani ai noștri. În partea ilaltă e destul de strânsă situația. Da, într-adevăr. Mi-ar plăcea să văd o execuție totuși. Cred că vom vedea un split A cu 2 conectori și 3 pe A. Din mid. Mali ia mid-ul singur. Zeuț a aproape avansat în casă, are un om de desubt. A avut cu un flash. Nu știu ce a vrut să facă Zeuț acolo. Foarte frumos să vină și Chunky. Sesel va fi... 3 la 4. Chunky foarte bine acolo, bate cu Moliu. Prins acolo Malitia. 3 la 1. Selo nu pare are mari șanse. În cel mai bun caz cred că va trebui să recupereze un AVP. Și ai noștri se apropie la două runde de victorie. Celor nici nu prea poate să păstreze arma aia, cred că trebuie să încerce să se upgradeze un pic. Nu-l lasă Eddie. Elimine Eddie. Foarte apropiați ca fraguri băieții de la Leftor, foarte închegați, foarte închegați. Raga, Zeuț, da. Și FNK aproape aceleași kill-uri.
Aceeași deturi. Edim merge pentru mid control. Dă smoke-ul ca mine aici, așa aproape. Nu-i place din top mid. Îi dau un play singur, preocupă mid-ul singur. Are mid-ul, Edim a luat mid-ul singur. Putem spune asta, Edim are mid-ul singur. Da. S-a luat mid-ul într-un jucător, poftim. Dar și pentru că germanii nu aleg să se apere niciun fel aici, au nu pun nicio... Și ai noștri au luat, au... Au riscat fost pe B și cred că meciul s-a cam terminat. Nu mai avem ce să facem, au luat punctele. Foarte bine, FNK cere flash un conector acolo. Mai cere un flash de la Raga, Raga aruncă flash și Zeuț acolo. România... Easy yellow, nu? Prima echipă românească calificată până acum. La Betano Masters 2020. Ediția de var. Sperăm să nu fie nici ultima. Nu cred, cred că e început unor serii de turnee mai mari. O să dăm și un interviu. Să vedem dacă se poate, e numai puțin. În mod normal, vor veni câțiva dintre băieți la interviu. Situație de 2 la 1, bomba a fost jucătorul anuncat sus pe stări. FNK acolo dă info la armă. Încheie meciul. Nu știu ce, ce e în capul lui, dă info, dar poate era prea ușor meciul ca să... Și avem calificare România. Imediat vom afla dacă putem să dăm un, un mic interviu. Felicitări România acolo. De la FNK. De la FNK, de la Left4Org. Am înțeles că FNK e jucătorul tău preferat. Nu. A dat info acum și nu mai e. Este momentul să treci la maximum experiența pariurilor sportive pe Betano și poți câștiga în luna iunie un premiu special. Betano, jocul începe acum. Îl așteptăm acum la interviu pe Chunky sau cineva care are cameră web de la... Trebuie cameră web doar pentru sunet, nu o să se vadă aici. Interviu. Cineva de la Left4Org, să vedem cine are o cameră web acolo. Peri, mai ești aici? Da, da, sunt aici. Cum să nu? Să vedem mă dacă... Așa, e împrospătant să vedem că a trecut mai departe băieții. Foarte tare, să vedem dacă îl putem avea aici pe Chunky. Am salut, câteva întrebări să-i... Am câteva întrebări. Miraș trebuie vreodată direct cu românii. Da, cu românii nu dai. Cu românii nu dai. Nu dai românii. Alo? N-am ce să le reprezent mare lucru. Salut. Felicitări în primul rând, un meci de excepție. Mulțumim. Ați început, am câteva întrebări așa să spun, ați început meciul așa în forță, am văzut niște lucruri pe care nu le-ați făcut în primul meci. Ați jucat tare cu ei, pur și simplu ați jucat fără frică, v-ați cerut flash-uri, ați luat jumătatea și i-ați bătut. Midul a contat destul de mult, nu i-ați lăsat să pună stăpânire pe mid acolo cu Raga în conector, ați jucat foarte bine. Da, păi ne gândeam că o să facă default, că sunt echipă, știam că au jucat în sezonul de advance de la SEA și cel mai probabil ați făcut default. Așa? Cu... Sincer, nu. Mai mult mi-era frică de Giants decât de No Limit.
Că pe cei de la No Limit știam așa cât de cât. Ați vrut jucat contra lor sau? Nu, dar știam așa în general cam cine sunt și cam ce pot face. Bine, la fel știam și despre Giants, dar despre Giants știam doar de Fox și aparent Fox ne-a cam spart. Da, deci oricum, meciul ăsta nu prea ați făcut greșeli, ați jucat foarte mult împreună, dar oricum foarte trist și meciul cu Giants. Ați avut niște runde puteam fenomenale. Știi? Smocul CT, spune-i Peri de Smocul ăla din CT să ne explice el mai bine de Smocul din CT. De nu s-a dat de două ori Smocul CT, nu s-a dat. Bă, runda aia că nu s-a dat Smoc. Runda aia că nu s-a dat Smoc în CT, am vrut să facem, a fost un pic miscommunication, doar că am vrut să facem ceva și s-a făcut altceva. Adică ideea în sine ar fi fost bună, doar că nu s-a mai dat Smoc în CT. Eu cred că aveam Smoc și cred că mai avea cineva, eu n-aveam cum să dau Smocul, că am fost primul cred și am intrat direct. Că s-a dat Smoc ruină. Da, s-a dat Smocul la ruine. Noi știam, gen, am făcut chestia asta pentru că știam și că s-a mutat. Și moliul la Yo-Yo. Moliul la Yo-Yo cred că s-a dat. Moliul la Yo-Yo a fost. Da, s-a dat, ideea a fost intrare perfectă. Ideea e că schema aia a fost făcută, gen, ne-am dat seama că sunt doi pe site că a făcut pas acolo la a doua cutie și ne-am dat seama că cel mai bine ar fi să dăm contact la B cu Flash, că e un Flash pe care o să-l ia din site și nu o să aibă ce să ne facă, gen. Doar că am avut ghinion că a venit rotația foarte repede, că am văzut Smoc cu acela de la ruine și ne-a bătut din CT. Că nu s-a anunțat că nu s-a dat Smoc CT. Fox acolo a venit cu refragul, știu că... Da, a bătut Fox doi oameni din CT. Da, foarte, foarte bun jucător Fox. A făcut diferența. Cred că oricum putea să întoarceți meciul, a fost destul de strâns. Ați revenit foarte bine după runda pe care a luat-o Raga acolo, 1 versus 3, nu știu situația, sau 2 versus 4. Da, și a luat Raga o rundă out of nowhere, nu știu, a tras cât un glonț. Aveau eco, băi. Nu știu cum ați luat-o la... Au avut semi-buy, cred că aveau două arme și pistoale și a rămas Raga, avea un sniper. Nu, a avut Fox sniper. Pistoale cu un sniper, atât. Da, pistoale cu un sniper, fără urmă. Dar cum s-au simțit portughezii? Cum s-au simțit așa în teren? Așa, versus ei, cum v-ați simțit așa? A simțit vreodată că puteți să-i întoarceți la scorul de cât ați avut? 15, 12 a fost? A fost 13-4. De la 13-4 mă gândeam că am putea să-i batem la Tero, doar că nu, dacă aveam mai multă grijă, cred că runda aia cu Smoke în CT ne câștiga meciul, sincer. Dacă vă duceați în overtime, deja aveați rundele din spate și aveați confident și probabil aveați șansă mai mare să-i bateți. Da, cel mai probabil. Dar ce s-a întâmplat la pistoale? Că noi n-am văzut pe stream. Prima rundă ce s-a întâmplat? Prima rundă noi am fost la counter? Prima rundă. Cred că noi am fost la... Da, prima rundă noi am fost la counter. Am făcut schema aia de am făcut-o și... Am făcut schema aia de am făcut-o și la qualifier în finală. Ia cu 2B cu om... Nu, 2B cu om la coils care dădea flash. Da. Și a venit, i-am văzut la B, știam că stă acolo în spate și a fost un timing, gen, a venit flash-ul cu o milisecundă prea târziu și a apucat să se bage și să mă omoare pe mine la colț. Și v-ați pregătit pentru, adică vă așteptați, bănuiesc că să vă calificați, dar cum v-ați prezentat cel puțin și prima și a doua hartă, bănuiesc că era asigurată calificarea asta. Bă, sincer, mă așteptam să câștigăm unul dintre cele două meciuri, acum care or fi fost, nu. Cât timp? Acum trebuie să vă mai antrenați, să nu lăsați garda jos, că v-ați dus mai departe și Doamne ajută să faceți o figură frumoasă pe viitor, pentru că echipa asta pare destul de închegată, plus că vă știți și de mult, v-ați mai jucat împreună, adică nu e prima oară când jucați. Da, o să ne antrenăm. Probabil, dacă e acum timp, e vacanță, nu mai e școală, nu mai e facultate, e timp. Chiar aș vrea să văd o echipă care nu se destramă și să țină line-up-ul destul de mult, fără probleme. Da, o să încercăm să facem tot posibilul să rămânem așa. Foarte bine. Peritu, dacă mai ai să întreb ceva? Da, cu Edim, cum vă înțelegeți? Foarte bine. Edim e, pentru ce ne trebuia, e perfect fit. Ați fost contactați de vreo organizație, ceva? S-a mai întâmplat ceva între timp? Nu. Încă așteptăm. Încă vă căutați, nu? Poate o finală aici să vă aducă în lumina reflectoarelor, să vă găsiți și voi pe cineva, să vă trimite la concurs afară ceva? Probabil dacă o să fie play-off-ul pe HLTV și o să avem niște rezultate bune, poate o să apară cineva. Dacă o să ajungeți destul prin semi, ar fi superb. Da, păi ne propunem acum două echipe. Nu știu cu cine o să jucăm, cred că cu Unicorns of Love și o să ne pregătim să îi batem. Ținând cont că e și best of 3. Foarte bun Unicorns of Love, am comentat și ne-am uitat la ei, au un stil de foarte încet joacă băieții, joacă foarte încet, se ajută mult.
Păi sunt echipă de foarte mult timp și știu, da, oamenii știu Counter și se joacă la același nivel la care sunt ei acum, se joacă de foarte mult timp și asta se vede. Gen, experiența acumulată se vede mereu și face diferența. La fel cum a făcut și Fox pe Inferno. Da, experiența și Majorul la care a jucat și tot. S-a văzut Fox, un jucător complet și a doua hartă a jucat pe Nuke. Tot așa a făcut diferența, toate picurile cu Polarul i-au ieșit. Da, incredibil, foarte bun Fox. Dar nici Ragan a fost pe departe, adică să fim serioși, a făcut și Ragan niște kill-uri acolo cu Polarul și pe Miraj, acum i-a spart și cu flick-uri, cu tot. S-a jucat da, pe Inferno, frumos. Sincer, s-a trezit un pic cam târziu. S-a trezit târziu, mult prea târziu s-a trezit. Pe Inferno 3 la 12 pe Inferno. A fost 11-4, cred. 11-4 cred că a fost primul half. Și am pierdut o rundă la semi-bye, cred, dacă nu mă înșel. Da. N-ați înțeles oricum are lucru din jumătate. Da, ne-au bătut numai din default. Da, v-ați băgat peste, nu știu ce a făcut acolo se mai. Se pierdea un om într-o parte, apoi se băga cineva într-o altă parte și murea și ăla și rămâneam 3 la 5. Se rotau doar între jumate și banană, jumate, banană în continuu, da, nu făceau nimic decis. Foarte interesant, au abordat Inferno, n-am mai văzut. Da, au jucat Inferno diferit față de ce am văzut la ei. M-am uitat la un meci de-a lor din SEA cu Sinners și acolo nu făceau nimic din ce au făcut acum. Oricum, cel mai probabil și ei s-au uitat la noi, că ne-am jucat Inferno tot sezonul de SEA, cred. Aproape toate meciurile. Foarte. În câteva zile o să jucați cu germanii. Best of 3. Știți deja cu cine jucați, văd. Cred că da, cu Unicorns of Love. Cel mai probabil, că probabil nu o să jucăm cu grup. Da. Sincer, aș fi preferat Big Academy, dar e bine și așa. Big Academy, vezi că sunt foarte, foarte închegați ca echipă. Deci am văzut niște faze, să vă feriți, Dan Huin și mai este un jucător care mi-a rămas în cap, imediat îți spun cum se cheamă. A jucat ieri, Perry, spune, de a dat el, mergea și trăgea. Cum? JDC. JDC, da, nu știu. Da, de JDC m-a speriat de moarte. M-a speriat JDC ăsta de tot. Mergea și bătea tot. Nu știu, m-a speriat rău de tot JDC. No, am avut ceva material de studiu acolo. Băieții da, deci ești tânăr, văd că e... Oricum, dacă nu mă înșel, stai să mai puțin la... Cred că Unicorns of Love au jucat în MDL. Dacă nu mă înșel, sezonul ăsta. Au jucat în SEA MDL, nu, în 2019 au jucat. Cu... Ba nu, au jucat și sezonul ăsta. Au jucat și sezonul ăsta. Au luat locul 1 la 99 Liga sezonul 13, divizia 1. Adică au luat și ceva bănuți, au câștigat și ceva bănuți. Oricum, mai sunteți în alte ligi, în alte concursuri? Da, ne mai jucăm la Winners League. Ne jucăm la Winners League și la Winners League e pe Faceit. Nu știu, uneori am mai făcut Werty Stream. Și la PSA pur și simplu sunt meciurile acolo pe pagină și poți să le vezi live pe SEA de pe GoTV. Poți să faci și tu stream când ești în meciuri de genul, adică poți să-ți faci stream cum făcea Taric înainte, dacă ți-mi minte, când juca meciuri oficiale, făcea stream, știi? Nu cred că a făcut Taric niciodată stream la meci oficial, doar Flom și cu băieții aia fac. Băieții aia care fac. Nu știu, eu sunt împotriva chestii astea, adică... Eu un pic am prea mult, da. Vrei să spui că dai gen prea mult din casă oarecum. Da, se aud. Dai toate pe care după aia și dă lumea mai ușor seama ce ar putea să facă gen, când văd acele lucruri, știi? Adică da, e mai ușor să-și dea seama exact ceea ce faci când anunți ce faci. Da, e prea mult. Așa când dacă se uită la un demo, poate nu-și dau seama exact ce faci și cum faci, știi? Dar așa când auzi și comunicarea, poți să faci counter mai ușor văzând astea și auzind ceea ce se vorbește. Da, într-adevăr. Tu cum te mai e? Cum ești? Mai ești în rank S, în SEA? Da. M-am jucat, l-am câștigat acum. Am luat top 5 săptămâna asta. Ce top înseamnă 5, rank acolo? Ce înseamnă ca, ce premii au ei acolo ca prize pool? Ce înseamnă? Eu nu știu ce înseamnă asta. Spune eu pe rank imediat. Rank este gen FPL, dar pe SEA. Gen FPL, înseamnă FPL. Cel mai înalt nivel gen din lume. Da, cel mai înalt nivel din Europa. Și din ce țări? Tot e rank SEA pe Europa? Toți jucătorii pro. Din Europa. Și ai luat locul 5-8?
Nu, am terminat în top 5, gen oamenii care iau bani. Și am fost 5 oameni cu aceleași puncte și împărțim toți 5-2000, adică $400 de om. Foarte tare, bravo. Foarte tare. Bravo ție, bravo ție, să nu te lași. Acum să tragi și mai tare. Gata, trebuie să încheiem, am primit acum un mesaj că trebuie să încheiem, băieți. Mulțumim mult de tot de interviu, Cianchi. Mulțumesc mai departe cu echipa și cu plăcere, mulțumesc. Mult acolo, băieți. Vă pup. Mulțumim că ați fost alături de noi. Oprim și noi live acum. Sănătate și ne revedem mâine cu Nexus. Este momentul să trăiești la maximum experiența pariurilor sportive pe Betano și poți câștiga în luna iunie un premiu special. Betano, jocul începe acum.